Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitatul meu din această seară este Dragoș Cabat, Charter Financial Analyst și MBA, adică cel mai bine echipat, ca să zic așa, om pe economie pe care îl putem găsi. Unul dintre cei mai buni oameni din economie, dar și un om care a lucrat mult prin bănci, s-a ocupat de să verifice dacă sunt în bună stare, să le scoată din anumite dificultăți. A fost și vicepreședinte de bancă. Acum este doar un consultant la care poți să apelezi în cazul în care ai nevoie de ajutor în afaceri. Vă ajută dacă vă promovez cu chestia asta? Întotdeauna mă ajută. Mai aveți loc? Am loc, este întotdeauna. Da. Perfect. Anul ăsta e mai greu, dar da, am loc întotdeauna. Sunt convins că anul ăsta este mai complicat pentru noi toți. Și tocmai de aceea, în ediția de astăzi, vrem să stăm de vorbă un pic despre felul în care stau băncile de la noi, să vedem un pic cam care este legătura între România și restul țărilor, că nu o să scăpăm noi de niciun fel de val care vine din exterior. Dar mai avem și întrebări de la membrii noștri care ne-au întrebat înainte de orice pe community. Am pus o postare încă de ieri, dacă nu greșesc, după Curiosity. Iar pe parcursul live-ului vom lua întrebări și de la voi în secțiunea de comentarii. Din nou vom da prioritate membrilor ca de obicei, pentru că trebuie să le mulțumim pentru susținerea lor. Și vrem să-ți putem mulțumi și ție, dacă nu ești încă membru, poți să apeși pe butonul Join, adică alătură-te și să devii membru plătitor și să susții activitatea noastră. Așadar, e o mare bucurie pentru mine să vă primesc aici, într-o zi altfel destul de frumoasă, a dat firul ierbii, vremea e bună și parcă avem dor de ducă, dar ne reamintește economia că nu-i chiar așa de bine. Da, depinde pe cine ascultăm. Dacă ascultăm pe guvernanțe, zic că e foarte bine. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că e loc întotdeauna de mai bine. Și până la urmă depinde ce ne dorim în viață. Dacă ne dorim doar bani, nu o să fie niciodată destui. Dacă ne dorim să ne și bucurăm de viață, avem suficiente motive să ne bucurăm. Întrebarea care vreau să încep este, și o să mă întreb pe șleau și direct. Ați lucrat în bănci, la noi, în mai multe bănci. Le-ați văzut și din interior și din exterior. Le vedeți și acum. Sunt convins că sunteți suficient de bine informat încât să ne puteți pune pe șleau cât de sigure sunt băncile de la noi. Sunt sigure băncile la noi în momentul acesta. Banca Națională își face treaba de foarte mulți ani. Spuneam că la începutul perioadei de tranziție au fost acele falimente în băncile românești, dar acea perioadă a fost una de haiducie, o perioadă în care s-au îmbogățit oamenii ca și în America acum 150 de ani, 200 de ani, nu chiar împușcându-se pe stradă, dar acesta era spiritul. Și atunci, sigur, au fost falimente, e o perioadă de uitat. Bancorex, Albina. Da, Bancorex, Albina, multe au fost în momentul acela. Au fost și fonduri mutuale, au fost mai multe, FNI-ul care mai multe pentru probleme. Tine. Absolut. Dar toate au fost mai degrabă frauduloase. Atunci, între timp, Banca Națională este din ce în ce mai profesionistă, deci nu se mai pune acum problema să avem un sistem bancar, financiar bancar instabil. Este o problemă acum în asigurări, dar din păcate, pentru că pentru o țară din Uniunea Europeană nu ar fi normal să se mai întâmple așa ceva. Păi tocmai de aceea vă întreb lucrul ăsta. Pentru că, pe de o parte, dumneavoastră vreți să asigurați oamenii că este în regulă să nu facă bank run și o să explicăm ce înseamnă fuga cu banii din bănci, dar, pe de altă parte, ce vedem că se întâmplă în asigurări nu prea pare de Uniunea Europeană, pare de țară de lumea a treia. Este de țară de lumea a treia. Ceea ce se întâmplă acum în asigurări, de exemplu, se știa, adică eu, cel puțin, știu de 10 ani. Știu de ce problemele. Știți? Haideți să le spunem pe șleau așa, dar care este principala de fond în asigurările de la noi? Nu. Problema cu aceste companii care au dat faliment pe rând este că unele dintre ele, managementul de acolo, scotea bani pentru alte lucruri, deci pur și simplu scotea bani de acolo și nimeni nu i-a supravegheat sau au fost lăsați să crească prea mult știindu-se că au niște probleme. Da, toate companiile acestea care au dat faliment în ultima vreme. Și era normal să dea faliment și era normal ca la un moment dat, prea târziu s-a întâmplat asta însă, la un moment dat cineva să pună piciorul în prag și să curețe acest sistem. S-a întâmplat mult prea târziu și s-a întâmplat știindu-se că este o problemă, adică
România, noi ne tot spunem că e bine să avem asigurări ieftine, că avem cele mai scumpe asigurări din Uniunea Europeană și ne plângem, așa se plâng românii dar pe site-uri. Dar sunt cele mai scumpe, că nu sunt. Nu sunt, nici măcar nu sunt cele mai scumpe. Oamenii se plâng și dacă e să plătească 2 lei, se plâng că e dar mult. Dar chiar și așa. Chiar și așa, exact cum spuneam, de ce miroase a problemă de lumea a treia? Pentru că tocmai ce mi-a spus că la noi băncile sunt în regulă. Vine din faptul că avem un BNR, o bancă centrală, o bancă națională care ține băncile sub control, mai ales că nu au memoria așa scurtă acolo. Oamenii care conduc BNR-ul cel mai probabil țin minte lecțiile din 2007-2008. Absolut. Și o parte dintre ei țin minte și lecțiile de la din anii 90 și nu vor în niciun caz să mai ajungă în situația aceea, pentru că dar partea de asigurări nu este supravegheată de Banca Națională, ci... Nu, de ASF, adică Autoritatea de Supraveghere Financiară, care, și care, sigur, s-au unit, erau entități separate, una pe pensii, una pe asigurări, una, dar nu asta contează, una pe piață de capital. De mulți ani este una singură, dar lucrurile acestea erau cunoscute în sectorul asigurărilor. Se știa ce de se mult. Știa? Ajutați-mă să înțeleg ce se știa, pentru că cu toții auzeam că nu, ceva nu este în regulă că acolo. Că sistemul nu este sustenabil la acele prețuri de asigurare. Și atunci de ce de o asigurată erau de ieftine? Erau ca o schemă Ponzi, dacă vrei să spunem așa. Adică nu se poate susține cu acele prime de asigurare, mai ales pe RCA vorbim, că nu vorbim de altceva. Restul, toate asigurările sunt suficient de scumpe și se pot autosusține și nu e o problemă. Pe RCA era o competiție, încurajată în mod clar de statul român, inclusiv prin ASF, pentru ca românul obișnuit care are și el o mașină să nu plătească mult. Deci atunci când statul intervine pe o piață și... Dar cum a făcut statul să convingă niște companii să dea polițe RCA atât de ieftin? A închis ochii la faptul că acest model de a face era unul nesustenabil. Ce era nesustenabil acolo? De ce ar da o companie de asigurări polițe atât de ieftine? Pentru că avea volume. Ca să vândă multe. Vinde foarte multe, costurile fixe sunt, de aia se cheamă fixe, nu sunt chiar fixe, dar sunt unele care rămân oarecum constante, iar în momentul în care dublezi sau triplezi sau mulțești de 10 ori volumul, cifra de afaceri, deci primele încasate, la un moment dat începi să devii profitabil. Problema este că în momentul în care mai ai și daune, așa cum e normal să ai și daune, că n-ai firmă de asigurare, cu daunele respective începi să ieși în pierdere pe fiecare dintre aceste polițe. Chestia asta nu ar trebui să dureze mult. După un an în care ai dat polițe și daunalitatea a fost mai mare decât ce ai încasat tu de pe urma polițelor, ar trebui să dai faliment. Euroins, că despre ei vorbim acum, au mai fost odată, au mai plecat odată la vale, da. S-au întors în 2014 ca pur și simplu imaculați, zici că au ieșit de la nufărul, cum se zice, și abia acum, după 9 ani, ne dăm seama că ar trebui să le cerem falimentul. Bine, nu noi, ASF-ul le cere falimentul? Da, pentru 9 că... 9 ani. Da, se știa lucrul acesta, tot timpul li s-a dat, să zicem așa, încă o șansă să aducă capital de undeva. Dar ce s-a întâmplat în ăștia 9 ani? Pentru că, din nou, erau oameni care se duceau să-și repare mașinile pe RCA și ăștia plăteau. Deci, într-un fel sau altul, oamenii și-au reparat mașinile, nu? Plăteau din ce în ce mai greu, erau probleme, ei au încercat să facă și niște reasigurări, deci cam așa s-au întâmplat lucrurile. Nu este ceva, nu a fost neapărat fraudă, dar a fost un model de afaceri care clar nu funcționa și care a fost lăsat să continue. Pentru că, încă o dată, contează câte prime îți vin din spate. Și aici e marea problemă, în asigurări, marea problemă, că eu cred că nu ar trebui deci, lăsată... De aia ziceți că seamănă cu o schemă piramidală. Păi na. Îi încasau din ce în ce mai mult din asigurări. Din ce în ce mai mult. Și atunci ceea ce ai
mașinile din fericire, zic eu. Dacă suntem astăzi 1000 de oameni noi care ne-am cumpărat polițe la o anumită companie, șansele sunt puține să ciocnim toți mașinile în următoarele 2-3 săptămâni. Corect. Sau anul ăsta. Există un anumit procent. Statistica lucrează foarte bine, chiar și în România, în domeniul acesta, și de aceea se fac calculele, dar făcând calculele acestea era clar că sistemul nu merge decât în măsura în care această bază a piramidei, deci polițele nou încheiate, crește. Ori ea nu poate crește la infinit, că la un moment dat se termină oamenii aia cu mașinile și nu poți să fuieri, să mai să iei cotă de piață de la ceilalți asigurători continuu. La un moment dat rămân unii, uite, eu de exemplu, n-am avut niciodată, tocmai pentru că știam problemele în timp, le-am știut de mult. Le știam și de la Astra și de la City și de la toate celelalte companii care au dat faliment și de la Euroins, și eu nu am luat, niciodată n-am avut poliță la niciuna dintre companiile acestea. Am avut o poliță mai scumpă, am și acum, pe mașina, ce aveam două mașini, acum am una singură, la o companie de unde iau mai scump. Și o să mă întrebați, dar tu nu ești analist financiar, că ești cam prost, să zic așa. Cum poți să iei o asigurare pe care plătești mai mult decât de ce să plătești mai mult? De ce să plătești mai mult? Fix asta îmi spune și mie brokerul meu, la care cumpăr polițe. Că nu te asigur pe tine. Exact, dacă nu mă asigur pe mine, este răspunderea mea față de alții. Dacă e pe RCA, e răspundere civilă, să se descurce el. Câte vreme e legală, să se spele cu ea pe cap. Acum, așa este. Asta mai ales după ce s-au scumpit toți ceilalți, mi-a spus-o. Absolut. Pentru că înainte de asta, da, și mie îmi convenea să-mi fac RCA la aceeași companie unde îmi fac casco, ca să am decontare directă. Da, decontare directă și niște bonuse pe care le acordă ei. Așa este. Dar dumneavoastră ați ales voluntar. Eu am ales voluntar să iau o poliță mai scumpă de la o companie pe care o consider foarte serioasă. Nu e doar una, sunt mai multe. Sunt vreo 3-4 care sunt foarte bune. Cu acționari străini și care chiar nu-și permit, care au și reasigurări de la companii de primă mărime în domeniul asigurărilor la nivel mondial. Deci, la aceea m-am dus eu. Iarăși, o să mă întrebați de ce, când dacă aș avea un eveniment rutier, Doamne ferește, adică sper să nici nu am, dar chiar dacă aș avea, i-aș da omului aceluia eventual polița mea de la un asigurător foarte bun, de la care să-și facă el. Dar de ce m-ar interesa? De ce v-ar interesa de altcineva? Pentru că statul român vine și spune, este legal. Da. Acest asigurator funcționează legal, absolut. Și atunci oferă polițele cele mai ieftine. Ce mă interesează pe mine când nu iau pentru mine? Acesta este un risc pe care și l-a asumat, exact ca la bancă. Este exact ca la bancă. Dacă sunt garantate dobânzile, depozitele, pardon, la toate băncile, în limita 100.000 de euro și eu am 95.000 de euro, mă duc să fac depozit la banca cea mai, cu dobânzile cele mai mari. Nu mă interesează că e riscantă. Din moment ce sunt garantate la Fondul Național de Garantare, ce mă interesează pe mine unde iau? O să râdeți, dar eu sunt un analist financiar, încă o dată bun, să dau sfaturi altora, dar care eu nu mă ocup să maximizez randamentele și neapărat. Eu nu mi-aș pune banii în depozit la una dintre băncile care oferă cele mai mari depozite. Și avem acum niște bănci foarte interesante în România, iarăși s-au mulțit în ultimii ani. Absolut, absolut. Am descoperit unele cu niște nume din astea de care nu credeam că există. Indiferent de faptul că ele sunt membre ale Fondului de Garantare a depozitelor și că îmi obțin banii înapoi în cazul unei faliment sau așa, în 10 zile sau cât mai acum, o săptămână, oricum e un termen extrem de scurt, adică nu e nicio problemă. Cu toate acestea, eu am sentimentul că, moralmente așa vorbind, dacă știi că o bancă sau o firmă de asigurare sau o companie nu este ok, ar trebui să nu lucrezi cu ea, chiar dacă pentru tine e mai scump.
Cu toate acestea, avem autoritatea de supraveghere financiară care dă niște salarii foarte interesante oamenilor care lucrează acolo, care ar trebui să fie competenți și care ar trebui să ne protejeze de o astfel de situație. De ce? Pentru că, în cele din urmă, dacă una dintre companiile de asigurare despre care vorbim noi aici nu-și plătește daunele, nu-și despăgubește asigurații, în cele din urmă va trebui să declare faliment. Da? Și atunci cine va suporta daunele într-o astfel de situație? Acum pleci de la mai multe ipoteze, toate greșite. Da? Prima ai zis ar trebui să plecăm de la așa că oferă niște salarii foarte mari pentru niște oameni care ar trebui să fie competenți. Dar de când salariile mai se dau oamenilor competenți în țara asta? Niciodată nu s-a întâmplat. Eu v-am ridicat-o la filou pentru că cei din ASF sunt mulți dintre ei puși acolo. Da, sunt puși politic. Mai putem să mai spunem asta o dată? Deci cei din autoritatea de supraveghere financiară care trebuie să ne protejeze pe noi de fraude la nivelul ăsta sunt puși politic. Da, problema este că nu sunt puși, că sunt puși doar, dacă ar fi puși doar cei de la top management, ar fi una. Problema este că la noi corupția este atât de vastă și de încărligată încât a ajuns să fie și oamenii din eșalonul 2, 3, 4 puși tot politic și aici e marea problemă. Pentru că altfel, indiferent că managerii sunt, să zicem, incompetenți și doar cu relații sau așa, dacă în eșalonele următoare sunt oameni competenți, oamenii aceia duc documente și au grijă și fac treaba bine, duc documentele care trebuie către vârf și chiar dacă există o implicare a politicului, nu se poate întâmpla chiar așa mult rău. Am văzut, asta e principiul de funcționare de altfel al Statelor Unite. Indiferent cine e președinte, faptul că există acel eșalon 2-3 de birocrați, lucrurile, America funcționează, dar chiar și acolo s-a clătinat un pic în timpul lui Trump, adică chiar și cele mai bune și mai funcționale democrații pot avea probleme. Cu atât mai mult o țară ca România, care e de departe de a fi o democrație funcțională, cum nici Uniunea Europeană nu e neapărat o democrație funcțională de nota 10. Și atunci, da, apar aceste probleme și le vom mai avea până când nu vom curăța sistemul, da, până când vom scăpa de corupție. Am mai zis eu, corupție și a apărut un comentariu al unei persoane care vorbește și care a zis că el n-a reținut din toată discuția noastră decât cuvântul corupție pe care l-a zis de câteva ori, da? Dacă l-a reținut pe ăla, e foarte bun, că dacă am scăpat de corupție, am scăpat de multe probleme în țara asta. Așadar, suntem de acord că la ASF este corupție și incompetență. Cam peste tot este. Dar și la ASF, da, în cazul ăsta, că care ar fi trebuit să supravegheze piața de asigurări astfel încât să nu ajungem într-o situație în care avem o gaură în sistemul de asigurări de vreo 300 de milioane de euro, dacă nu greșesc. Da. Culmea este... Care cine plătește gaura aia? Păi noi, ca întotdeauna, nu există. Culmea este că cei care au pus oarecum piciorul în prag și au început în ultimii ani, au dat toate aceste falimente, au fost actualii șefi de la ASF, nu ca fi competenți și puși acolo fără implicare politică, dar... vorba aia românească nu pe elegant, așa că la un moment dat trebuie ruptă pisica, eu iubesc pisicile și nu vreau, dar așa e vorba, da? Că la un moment dat trebuie, s-au luat taurul de coarne, tot anti-animale este, da? Dar, avem ce avem cu animale avem când ce avem vrem să cu animale, lucrurile. Din păcate, da? Dar da, la un moment dat lucrurile acestea explodează într-o formă sau alta. Și până la urmă paguba aia se duce într-un coș cu pagube pe care îl plătim cu toții, chiar și dumneavoastră. Sigur. Care v-ați făcut asigurare la o companie. Da, chiar și eu și eu voi plăti acum că trebuie să ne facă ceau, probabil voi plăti o sumă și mai mare. De ce crește suma la cei care nu au dat faliment atunci? Pentru că ei sunt și ei participă la acest fond comun de garanții în asigurare, okay, din care se plătesc până la urmă, se acoperă gaura de la dată de Euroins în cazul acesta. Și... Dar Euroins insistă că nu au dat faliment, că ei pot funcționa în continuare. Dacă arată banii,
poate că pot. Nu știu. Ei spun că sunt asigurați. Eu nu știu ce este acolo, pentru că și ei acuză niște lucruri, ASF-ul spune altceva, eu nu am decât informațiile publice, ca și tine, ca și noi toți. Deci, mai departe, rămâne de văzut cine are dreptate. Poate că au dreptate și poate că cineva chiar vrea să le facă rău, dar nu știu. Poate au devenit prea mari și deranjează. Da, nu știu ce să spun. Dar chiar și așa, după City, faliment răsunător, după Astra și acum Euroins, cred că a venit momentul pentru o intervenție din aia în care să radem până jos și să punem altceva în loc. Vi s-ar părea exagerată o idee de genul să desființăm ASF-ul așa cum este și să facem altceva mai bun în loc, unde să nu punem oameni politic? Pentru că, uite, BNR-ul rezistă la presiuni politice, mai angajează câte un fost prim-ministru, câte o pilă pe aici pe acolo, dar una peste alta rămâne o instituție profesionistă. Să radem tot și să facem nepolitic. Ar fi frumos, dar cine să facem? Că nu putem să-i votăm, da, și când îi votăm ca pe Parlament, iese tot cum iese. Cine să facem? Că aici e problema. Adică noi spunem așa, nu știu, că poate să se coordoneze singur cei din asigurări. În Statele Unite, băncile, Federal Reserve este, până la urmă, nu, o asociație a băncilor din piața respectivă, care se coordonează ca să facă industria să meargă înainte. Este o idee prea libertariană, să zicem? Cine conduce asigurările? Cine conduce firmele de asigurări? Sunt oameni, adică avem încredere că sunt niște oameni atât de buni încât conducerea pe care o aleg ei să fie mai competentă decât nu știu, facem asta un board, e complicat. Facem un, nu știu, un comitet, o chestie, un grup de oameni care să le gestioneze din firmele de asigurări cele mai solide din ultimii 10 ani. Dacă au rezistat 10 ani în piață, înseamnă că e ceva bun acolo. Da, soluții într-adevăr există. Da, am putea să facem asta și ar fi o soluție ok. Serios? Da, sigur că am putea să facem. Da, cine okay. Să facem? Că să facem noi e ușor de zis. Dar ne putem noi, da cu părerea aici. Noi cam putem să votăm din când în când. Cam atât. Da. Noi altceva, din păcate, nu putem face. În momentul în care am votat, legile le dau cei pe care i-am votat. Și dacă aceia dau legi prin care se pun șefi după ca ei, așa, care seamănă cu ei, asta este. Ce să facem? Nu insist de pomană pe partea de asigurări. O să mai adaug la coșul ăsta de pagube și de tunuri monumentale și Bluerul, care pentru o datorie de 300 de milioane statul a preluat 75% din acțiunile Bluer, iar Bluer a fost declarată falimentară în urmă cu câteva zile, definitiv. Și, practic, statul este acționar majoritar la o companie care s-a dus în faliment, care din momentul în care a preluat-o statul nu a mișcat absolut nimic să încerce să iasă de acolo. Exagerez și aici dacă spun că este cusută cu prea multe ațe, de prea multe culori, toată povestea asta cu Bluer? Nu, dar din nou, nu avem nici aici toate informațiile. Ce ne lipsește de fapt? Ne lipsește un sistem judiciar foarte independent și foarte puternic. Adică cine? Curtea de conturi, poate? Cine ar putea să verifice aceste falimente răsunătoare, tunuri? Ne trebuie un parchet de ceva, niște procurori cu specializare pe economie, că aveam la un moment dat poliție economică, zicea garda financiară, după aia a devenit ANAF. Da. Teoretic vorbind, aceia ar fi oamenii care ar putea să analizeze așa ceva și să ducă, să înceapă niște procese care să se și termine înainte de a se prescrie faptele, adică după câțiva ani. Nu vezi că în momentul ăsta banii din prejudicii nu se recuperează. Corect. Oamenii care au făcut și chiar sunt dovediți și chiar au luat decizii cu executarea pedepsei, stau un an, doi, trei și ies și banii îi iau în continuare când ies, adică nu e nicio problemă. Deci, corupția, că de-aia spuneam de ea și mă întorc la ea, la noi este într-o stare de o asemenea generalizare, încât e greu, nu știi de unde să începi, nu știi de unde să faci o schimbare în bine. Și e complicat, că
nici politic nu poți prin alegeri, pentru că orice s-ar întâmpla iese, adică nu poți să obții, să schimbi totul, să ras totul și să vină un partid de oameni curași și competenți care să câștige, nu, va câștiga 1%, nu știu, poate 20, poate 30%, dar nu e suficient. Da. Și așa mai avem și DELAF, Direcția de Luptă Antifraudă din subordinea guvernului, antifrauda.gov.ro. Dacă la comunicată de presă, vă citesc așa. DELAF organizează o sesiune de formare pentru personalul cu atribuții de control. În aceeași zi, DELAF participă la atelierul regional Fighting Fraud with EU Funds. O săptămână mai devreme, pe 14 martie, formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare în Uniunea Europeană în România. Două săptămâni, ajungem în februarie, participarea șefului DELAF la reuniunea de coordonare interinstituțională, deci este acolo, se lucrează intens la cooperare, formare profesională, dar nu văd un comunicat de la DELAF în legătură cu una din spețele astea pe care le avem și noi aici pe tapet și despre care se vorbește în societate. De ce? De ce insist pe chestia asta? Pentru că și Blue Air, City, Euroin și toate chestiile astea sunt simptome, cel puțin eu ca jurnalist le văd ca simptome, al unei situații care poate foarte ușor să se ducă în ceva mai periculos de atât. Pentru că ce vedem în străinătate nu are cum să ne ocolească. Dacă America are probleme cu băncile, dacă Elveția are probleme cu băncile, Germania, iar la noi este liniște. Și liniștea asta nu sună bine deloc. Este liniște până la un moment dat când, dacă intrăm în recesiune, o să înceapă să pocnească toate aceste mici sau mai mari bombe cu ceas. Și atunci, revin la întrebare. Dacă vedem aceste probleme ca niște simptome ale unei probleme mai mari, da? Nivelul de corupție și de incompetență din instituții, combinată cu performanța financiară slabă a anumitor companii, și publice, dar și private, o să împingă anumiți actori, anumiți manageri, da? Oameni care au diferite companii, să facă nefăcute. Uh-huh. Inclusiv la nivel poate de bănci. Dacă intrăm oficial în recesiune, unde cred că suntem, pentru că la ce inflație avem și la puterea de cumpărare, dar momentan încă mai merg oamenii în timpul liber să petreacă, nu vin chiar așa de mulți oameni la șomaj, deci lucrurile pare că mai avem ceva o sânză. Uh-huh. Dar ursul încă n-a ieșit din hibernare, să zicem așa. Da. Cam când vedeți dumneavoastră că ar putea să apară probleme concrete în economia noastră? Pentru că ați făcut deja un pic de prognoză în ultimele luni. Da, e simplu. Din fericire, ca zic așa, nu depinde de noi. Din fericire, sau depinde parțial doar de noi. Putem să scăpăm de recesiune cu banii de la Uniunea Europeană. Asta este ce ne ține la suprafață. Dar deja apar semnalele astea cu cele 3 miliarde acum care s-ar putea să nu mai vină, că reforma pensiilor e greu de făcut, a pensiilor speciale, nu a celorlalte pensii, e foarte greu de făcut și mai bine renunțăm la 3 miliarde decât să nu mai dăm pensii care sunt tot 3 miliarde pe an, de euro vorbim. Uh-huh. Deci este posibil ca dacă acești bani care ar trebui să vină și încep să nu mai vină, pentru că Uniunea Europeană nu mai are răbdare cu noi, atunci sau nu mai are răbdare sau se gândesc să facă altceva cu banii aceia, pentru că până la urmă trebuie să financeze și ei într-o formă sau alta ajutoarele pentru Ucraina. Sunt alții care s-au poziționat mult mai bine, de exemplu Polonia, de exemplu țările baltice, care ajută Ucraina mult mai puternic și atunci le trebuie bani de la Uniunea Europeană și sunt și state care din punct de vedere economic funcționează bine. Că Polonia poate fi acuzată de multe și ea și e un stat mai semi-iliberal așa și ea, e o altă poveste, dar în ceea ce privește ajutorul pentru Ucraina au luat fața tuturor și Germaniei și altor țări. Și atunci banii de la Uniunea Europeană se vor duce către țările acestea în principal și nu sunt așa de mulți bani încât să primească toată lumea indiferent de ceea ce face. Și de aceea există un mare pericol ca noi să nu facem reformele pe care am promis că o să le facem. Pentru că ca să primim banii din PNRR, adică banii aceia pentru reziliență și reconstrucție, absolut, ne-am asumat că vom face anumite reforme în schimbul banilor. Sigur că da. Că Uniunea
de aceea de bani, încercând să ne ajute pe noi să venim din urmă. Încercând să ne, da, să ne ajute ușor, să ne forțeze, da, să ne forțeze pe calea aia blând, așa, dându-ne bani. Exact. Doar om face aceste schimbări spre bine. Și acum politicienii noștri dau vina pe aia care au negociat PNRR-ul și zic că ei au fost, n-au știut cum să facă, că au fost prea blânzi și că, dar oamenii aceia care l-au negociat au vrut și ei să împingă România către mai bine și în plus să luăm și banii din spate. Hai să explicăm iarăși un pic aici. Îmi fac datoria pentru cei care ne urmăresc să încerc să simplific lucrurile și noastră aveți suficientă răbdare încât să explicați și profanilor chestii de economie. În esență vorbim despre o țară în continuare în curs de dezvoltare, care e un eufemism pentru o țară săracă și care are atât de multe probleme și atât de multe găuri încât principalul motor al creșterii noastre sunt în permanență banii care vin din exterior. Multă vreme ne-am bazat pe banii trimiși de românii care munceau în străinătate, au mai scăzut că au și copii, acum și-au dus și copii acolo, nu mai trimit așa de mult bani în țară. Mai trimit ceva, sunt niște miliarde care vin de acolo și mai sunt și banii europeni care trebuie să vină întotdeauna și să peticească și să umple această găleată în care noi tot dăm găuri. Și sunt și investițiile străine care vin odată cu acești bani europeni. Pentru că investițiile străine, banii europeni acționează ca un motor pentru aceste investiții străine. Atunci când primim bani de la Uniunea Europeană, de multe ori vin și firme străine care folosesc o parte din acești bani și mai pun și ei alți bani și fac aceste investiții în România. Dar cât de găurită e găleata noastră, doar cu banii noștri, credeți că ne-am descurcat dacă n-am mai primit bani de la Uniunea Europeană și hai să zicem că ar mai rămâne ceva investitori, cam cât ne-am descurcat? Orice țară se descurcă, dar făcându-și oamenii, împingându-și oamenii în sărăcie din ce în ce mai mare. Deci nu e problema că faliment nu dai. Uite, nu dă Coreea de Nord faliment, care e o țară, vai mama ei, nu sunt o grămadă de țări amărâte de tot prin Africa, prin Asia și nu dau faliment. Deci ca o țară să dea faliment trebuie chiar să fie îngrozitor de grea viața acolo. Dar România în Uniunea Europeană ar fi la coadă, așa cum este la coadă, chiar și cu banii europeni, și ar fi mult mai tare la coada Uniunii Europene decât este acum, în măsura în care nu am fi primit în acești 15 ani și chiar și înainte atât de mulți bani de la Uniunea Europeană. Iar asta ne-a ajutat, dar pe noi ne comportăm altfel decât ceilalți. Adică zicem de unguri, zicem de polonezi, de cehi, de toți ceilalți fostul bloc comunist. Nu mai vorbesc de Croația, care a intrat după noi în Uniunea Europeană cu mult și acum are și euro și este și în Schengen și a făcut tot ce trebuie, deși este în continuare o țară cu un nivel de corupție destul de ridicat, dar nu se compară cu al nostru. Dar România are această problemă că deși ne-a crescut produsul intern brut și se laudă guvernanții noștri că vai că depășim nu știu ce țări, Portugalia și altele, cu toate acestea s-a făcut această creștere economică cu bani europeni, dar fără să echilibrăm cumva economia. Adică avem și deficite de cont curent, adică în continuare importăm mult mai mult decât exportăm și avem deficite bugetare foarte mari, nu numai acum în anii de pandemie, când toată lumea a avut, totdeauna am avut deficite bugetare foarte mari. Adică ne împrumutăm pe datorie în toate felurile, deși avem acești bani de la Uniunea Europeană și deși s-au făcut investiții multe și deși cât zicem noi de infrastructură s-a mai îmbunătățit și infrastructura, dar din cauza acestei probleme care rămâne corupția, mult prea puțin din banii ăștia care vin dinspre Uniunea Europeană și dinspre investitorii străini privați ajung în economie. Ei au, acești bani au un factor de multiplicare, așa se cheamă. Da, adică fiecare, un euro venit, așa, el se duce către o companie. Compania, să zicem, face un metru de autostradă, da? Sunt niște oameni care au muncit acolo, iau niște salarii, oamenii aceia cumpără mai multe produse,
produsele acelea sunt ale unei companii făcute de niște companii eventual românești, companiile acelea au și ele, angajează mai mulți oameni, deci este un factor de multiplicare. Fiecare euro, fiecare milion de euro, miliard de euro venit de la Uniunea Europeană vine și se transformă de obicei în 5-6 miliarde. Deci cam 5-6 fiecare poate miliard să devine fie. 5-6. Da, cam 5-6 poate cu condiția ca acel miliard noi să-l aducem și să-l băgăm în ceva da. Folositor. Apropo, paranteză, vreau să trimit felicitări celor care lucrează, spre exemplu, la autostradă de centură A0 a Bucureștiului, unde chiar se lucrează. Da. N-am văzut șantier cu atâta vervă ca acolo, trec pe lângă prin mijlocul șantierului când mă duc acasă, spectaculos. Acolo se mai lucrează, dar sunt multe alte locuri unde statul nu performează și acum riscăm, mai zic cum aici noastră, să pierdem niște miliarde care la rândul lor s-ar fi putut multiplica în interiorul țării, pentru că noi nu suntem capabili să fim atât de competitivi încât să dăm multă marfă la export, să aducem euro. Ne bazăm pe euro pe care ne-i dă Uniunea Europeană și acum riscăm să nu primim pentru că ne încăpățânăm să dăm pensii speciale. Vorbim despre asta un pic? Bineînțeles că da. Să nu reformăm acest sistem. Și a apărut imediat, asta îmi place, că e în social media, în perioada asta modernă, imediat ce apare un subiect care este mai sensibil, așa, înainte, pe vremea comunismului și în primii ani după comunism, poate primii 10 ani, poate când era un subiect din ăsta sensibil, nimeni nu mai vorbea nimic despre el. Adică se punea așa, cum se spune, Batista pe țamba sau nu știu mai. Da. Nu știu de ce folosesc expresii din astea mai, dar e duminică seara, suntem relaxat. Obosit, relaxat, așa, da? Folosesc expresii mai neeconomice și neacademice, da? Asta e. Da? Deci așa se întâmpla. Acum, din potrivă, în momentul în care apare un subiect sensibil, dintr-o dată, din media, în social media, peste tot, încep să apară zeci și sute de luări de poziții și așa, de la diversi oameni care zic că nu e adevărat, că ce, că militarii au salarii mici, pensii mici, că sunt așa, că își pun viața pentru patrie, cum zic politicienii noștri, nu? Că sunt niște bine, oameni, bine. Da, sunt niște oameni care și-au asumat că oricând pot să moară pentru țară și noi dăm în ei, dăm în fabrici și uzine, dăm în clasa muncitoare, dăm în holde și în ogoare. Da, e o luptă de clasă. Nu e așa, încă o dată, ascundem prin social media, nu? Ascundem adevărata problemă, băgând în față oamenii aia, soldații aia, amărâți care s-au dus și s-au dar fost și răniți și au și murit. Soldați, nu păi normal că nu e vorba dar despre ei, ce e că vorba? Că iau pensiile lucruri. Mici. Este așa. Vorba despre generalii care au pensiile ultra mari. Este vorba despre magistrații, unii dintre ei, că și aia, nu toți, care au pensiile mult mai mari decât aveau ultimul salariu, ceea ce da. Nu este normal, pentru că noi toți ceilalți, când o să ieșim la pensie, o să avem o pensie în momentul acesta, calcule pe care le-am făcut și noi la CFA, da? Sunt recunoscute, așa, pensia de la stat o să ne mai acopere undeva la 30-40% din salariul pe care le-am avut. Și o deci pensie, dacă am luat 100 de lei ca salariu, la da, pensie o să mai am 30 din ei, 30 și ceva din ei, 35 de lei, cam așa. La generalii ăștia și la magistrații despre care vorbim, da. Din fiecare 100 de lei pe care au avut o salariu, cam cât o să iei la pensie? Păi ei iau cam vreo 300-400, că asta este și mai și ies la 45 de ani că au muncit prea mult și adică, cum să spun, oricare dintre, oricine dintre noi, câte, nu știu, moral am fi sau mă rog, nu, hai să nu o luăm pe moralitate că tocmai vă ziceam că eu mi-au asigurat de un fel, dar omul normal, să zicem așa, dacă îi spui vei să ieși mâine la pensie, fii atent că pensia ta o să fie de 3 ori, de 4 ori cât ai salariu astăzi. Normal că nu o să rămână la muncă. Ceva zice, va zice, da, sigur că da. Și vei să ieși la pensie și acum când ai 45 de ani să nu mai stai să muncești ca amărâtul până la 65? Păi, da, parcă aș vrea, adică nu.
Deci aici e problema și problema este la domnul Capatu, eu am 42. Uitați-vă un pic la mine. Arăt eu, arăt pregătit de pensie în 3 ani din momentul ăsta? Nu. Și sigur că da. Bun, din nou, discuția se va întoarce la da, dar un soldat, sigur că nu mai poți să-l duci la război la 50 de ani, că este, da, o să fie omorât din prima acolo. Dar, din nou, problema nu este acolo, că nu-s la soldați. Și sunt soldați care mai muncesc, din păcate, cei care au salariile mici. Dar problema este la generali, este la magistrați, este la politicieni, la primari, la parlamentari, la toți ăștia. Pentru că și mai există o clasă despre care nu vorbim. O mare clasă, serviciile secrete sau care? Exact. Da, bineînțeles, poliția, serviciile secrete. Da, când spun generali, spun și servicii. Includ tot, includ și pentru că nu am auzit niciun politician să vorbească deschis despre faptul că ar trebui să se mulțumească cu niște pensii raportate la salarii, nu ceva în plus. De ce avem deasupra noastră, ăștia care muncim și facem și cotizăm la fondul de pensii, o clasă de oameni care trebuie să aibă pensii mult mai mari, pe care să le primească mult mai devreme. Speranța de viață în România este, deși suntem la coada clasamentului, este în creștere. Da. Avem 77% speranța de viață la bărbați, 83% la femei. De ani, 80 de ani, 77 de ani, 80 de ani. Da, 77 de ani la bărbați, 83 la femei, scuze. Da, da. Așa. Deci, dacă el iese la 45 de ani cu o pensie care e triplul unui salariu altfel destul de mare, de la 45 la 77, va fi o povară imposibil de dus pe spinarea celor care încă mai muncesc. E o viață de om, bineînțeles. Și pensia lui pentru a fi plătită este muncită, ca să zic așa, adică sunt contribuțiile probabil la 20, 30, 50 de oameni cu un salariu decent care muncesc pentru a susține acea pensie. Și atunci, întrebarea pe care trebuie să o punem, insist aici, mi se face pielea de găină și chestia asta mă umple de furie. Credeți că este normal ca 20, 30, 40 de oameni să meargă la muncă în fiecare zi și să cotizeze la pensii pentru ca un astfel de om, indiferent ce a făcut în cariera lui, să primească de 3 ori salariul pe care l-a avut în plată? Deci încă o dată, ar fi normal dacă el ar fi contribuit pe perioada cât a muncit la fondul de pensii al generalilor de armată din trecut. Adică, până la urmă, aici ne ducem. Ne ducem pe sistemul de contributivitate care ar trebui să fie egal pentru toți. Cine a avut salariul de 2000 de lei a plătit, nu știu cât, 50 de 100 de lei pe lună, whatever, cât o fi acolo, pentru pensie, că asta era salariul lui. Cine a avut 50.000 de lei, a plătit mult mai mult pentru pensie. Și dacă ai plătit... Da, dar în loc de 50.000 de lei, nu cred că e o chestie de 150.000 de lei pensie. Evident că nu. Deci trebuie ca la sfârșit... Dacă cel care a avut 2000 de lei a terminat, că asta a stat el pe salariu minim și atât a putut să muncească și asta e. La sfârșitul vieții, când iese la pensie, o să aibă undeva la 30-40% din acei 2000. Deci o să aibă o pensie de 1000 de lei, maxim, da, așa. Cel care a avut salariu de 50.000, trebuie să aibă tot jumătate, să aibă 25.000 de lei, dar nu să aibă 150.000, că aia deja aici e problema. Adică problema se scoate din context. Și evident, ni se arată militarii care evident trebuie să ne păzească și suntem, cum să zic, trebuie să le fim recunoscători. Ei sunt până la urmă. Și mai trebuie, adică până la urmă, eu văd că culmea că nu s-a făcut... mai e puțin până poate se duc... săracii cei care au fost răniți în teatrele de operațiuni și scoate pe aia amăreți în scaune cu rotile sau eu știu și zice, uite, ăsta aveți să le luați pensiile. Nu, evident, nu vorbim despre oamenii aceia, nu vorbim despre oamenii aceia cărora care merită și niște pensii, sigur, speciale, niște pensii de invaliditate, cei care, mă rog, care deci au pensia și pensia, o pensie lor, specială, asta ar trebui să fie, nu? Ar să fie, pensiile speciale să fie de invaliditate, de urmaș, de merit, pe baza unor acte eroice, deci, nu faptul că ai venit la serviciu. Absolut, absolut.
Deci, da, sigur, din nou se spune că și în cazul magistraților ei își asumă niște riscuri extraordinare și stres este, da, pentru acest lucru ei ar trebui să aibă și au un salariu foarte mare. Și contribuie corespunzător la bugetul de pensii. Dar și să contribuie la sistemul de pensii. Da. Ori ei contribuie foarte puțin din venitul lor, doar o mică parte este luată și la ea se calculează contribuție la fondul de pensii. De asemenea, la soldați s-a introdus de câteva luni, cred că este, sau chiar de un an, doi, nu mai știu exact, s-a introdus contribuția și la ei. Deci problema nu este la soldații de astăzi care vor ieși la pensie peste nu știu câți ani și care sunt soldați obișnuiți și care încă o dată au luptat în teatre de operațiune o parte dintre ei au avut și probleme, sigur sunt traumatizați, au fost răniți, deci nu acolo e problema. Uh-huh. Noi discutăm despre cei foarte puțini care includ politicieni, care includ generalii din tot ce înseamnă poliție, da, servicii militari și o parte din magistrați, cei care au pensii foarte mari și care nu provin din contribuțiile pe care le-au plătit despre la sistemul de pensii. Despre asta vorbim. Uniunea Europeană așadar ne cere să dăm pensii pe baza a cât ai contribuit, cât ai primit salarii. Absolut. Nimic mai mult. Da. Și atunci, dacă ai primit deja un salariu mare, ar trebui să primești într-adevăr o pensie mare, ar trebui să fie proporțională și un procent din acel venit, da, și care să nu fi fost din ultimul salariu, ci din ultimele 12 salarii consecutive, spre exemplu. Sigur, pentru că în multe instituții se dă o primă mare sau se mărește salariul în ultima lună ca să se ia în calcul la pensie. Absolut. Lucrurile acestea sunt... Efectiv, nu știu dacă asta e corupție, este corupție și este furt pe față, adică aici am ajuns și aici este problema. Pentru că statul se pune în spinarea omului și îl căpușează pur și simplu, îl stoarce de energie și asta se adaugă la faptul că nu supraveghează sistemul de asigurări, iar paguba o plătim toți. Nu supraveghează o companie aeriană despre care unii spun că ar fi fost o pușculiță a serviciilor și care o lasă să dea faliment pentru că nu știm care e treaba acolo. Pentru că, uite, șeful de la Euroins a ieșit să spună public niște chestii. Șeful de la Blue Air nu a spus foarte multe chestii. Sunt tare curios de unde a avut, spre exemplu, banii să cumpere la un moment dat compania, dar probabil nu vom afla niciodată și nici despre chestia asta. Nu vom afla probabil, că sunt firme private, dar eu aș vrea să fac aici o corecție. Nu că n-ai spus bine, ai perfectă dreptate, dar eu nu aș spune statul, pentru că în momentul în care spune statul este cel care greșește... Statul suntem noi. Statul suntem noi și din nou facem o vină colectivă. Deci problema nu este statul, problema sunt niște oameni, pentru că oamenii greșesc, nu statul greșește. Spunând statul, face ca românii să-și piardă încrederea în tot ce înseamnă stat și, de exemplu, să nu mai vrea să plătească taxe la stat, adică să minimizeze taxele sau dacă se poate să nu dea o factură, să nu o dea, adică să facă aceste mici lucruri, da? Statul înseamnă că atunci când ești la stop, dacă se poate să te bagi în față pentru că nu ai încredere în stat și zici că statul fură și așa, statul înseamnă toate celelalte mici lucruri pe care noi le facem zicând, păi dacă și ăia și statul fură, atunci, nu fură statul, atunci fură niște cu degetul. Oameni. Ok, asta sunt total problema. De acord cu ce spuneți. Da. Am tot respectul pentru munca celor din ambulanță, din poliție, atât de puțin cât sunt și de prost echipați, da? Oamenii care pur și simplu se trezesc la orice oră, se duc acolo să stingă incendiu, să salveze oameni. Da, statul funcționează pentru că sunt niște oameni care în fiecare zi vin la muncă și de bine de rău își fac treaba. Cât pot ei de bine în condițiile date. Absolut. Noi vorbim despre mai ales o clasă conducătoare sau coruptă, influențată puternic de factorul politic, mai ales, care, într-adevăr, ne căpușează pe toți. Absolut. Asta este problema, de aceea ne întoarcem de fiecare dată la ideea de corupție. Deci, nu omul de rând care lucrează fie la stat, fie... Tindem să zicem, toți aceia care lucrează la stat sunt niște hoți și au luat serviciile pe pile, iau niște salarii prea mari și nu fac nimic și se poate ui cu noi la ghișeu. Nu e adevărat. Nu este așa este. Cu toți oamenii aceia. Așa nu este adevărat nici cu toți medicii. Sunt unii
chiar profesioniști care chiar și-ar face jobul cum trebuie, doar că nu pot trece de șefilor tot din sistemul medical, care sunt ca și acești generali. Nu este adevărat pentru toți profesorii. Deși, sigur că apare în ziare cazuri cu profesori care fac diverse lucruri. Sunt profesori, învățători, educatori care chiar se chinuie să facă lucrurile mai bine. Dar, din nou, și acolo sunt șefii din învățământ, din educație, care sunt politic. o mafie din educație, mafia din justiție, mafia din sănătate, mafia din, nu mai vorbim, mafia din servicii, sau mafia din România. Deci acolo problema este de top. Acolo, la top, trebuie schimbate lucrurile. Și e greu să le schimbi, pentru că nu mai e suficient, după cum s-a văzut, să iasă 100.000 de oameni sau cât în Piața Victoriei ca să se schimbe ceva. Nu se schimbă. Vin alegeri și iese tot prost. Și tocmai de aia nu mă miră că peste 20% din cei cu intenția de vot spun că ar vota AUR, spre exemplu. Noi am mai avut și la un moment dat un referendum pentru un parlament, cu doar 300. Nu s-a întâmplat nimic, nici cu chestia aia. Da. Adică e ușor de înțeles de ce aud în ultima săptămână, spre exemplu, că 30% din doctorii din România au gânduri de a pleca, iarăși. Suntem într-un scenariu, în momentul ăsta, în care miroase iara 2009, da. Domnule Cabat. Suntem într-un astfel de scenariu, pentru că, uite că au început să pice bănci sau să aibă probleme bănci care nu aveau nicio legătură cu cele două bănci americane de unde a pornit toată și acum ajungem asta. La subiectul pentru care ne-am adunat aici. Hai să vorbim despre bănci. Da. Pentru că într-un fel sau altul, pe situația asta, da, pe această mică diagnoză a situației noastre economice, că noi nu putem vedea cu transparență informația la Ministerul de Finanțe, pun pariu că în continuare bugetul se face în creion. Că nu e transparent la noi. A ajuns la BNR, domnul care făcea, secretarul de stat care făcea toate lucrurile acestea în creion și era foarte lăudat că uite ce minte are, dar făcea în creion, este acum în Consiliul de Administrație, în board de la Banca Națională a României de mulți ani. Nu știu cine mai face acum, dacă se folosește un Excel, poate sau și-a lăsat creioanele acolo și sunt creioanele alea deștepte care știe să facă bugetul. La stat, cea mai bună concediere este o promovare. Da, de obicei... Cam așa. Da, cam așa. Și am făcut această diagnoză a societății noastre ca să înțelegem că sunt prea multe lucruri pe care nu le știm în legătură cu situația reală și concretă a țării noastre. Sunt foarte multe companii în dificultate. Cu toți încep să ni se subțieze rezervele, deși încă le mai avem, că vedem în continuare că este un pic de efervescență. Oamenii mai cumpără, mai ies, mai fac lucruri. Cu toate astea, salariile nu au crescut cât să țină pasul cu inflația. Inflația este în creștere și vreau să vorbim și despre riscul de hiperinflație, însă răul nu este încă aici. Pare încă suficient de departe încât poate mai putem face ceva. Și ca de obicei, în România, slavă Domnului, nu este un declanșator, este remorcată la ce vine din exterior. Și am promis că o să stăm un pic de vorbă, să vedem ce se întâmplă cu băncile astea din afară. Și hai să explicăm un pic pentru cei care, iarăși, nu sunt foarte antrenați pentru economie, de ce a picat această bancă atât de mare cum este Silicon Valley Bank. Ca asta o să ne aducă pas cu pas până în Europa și până în România, ca să înțelegeți de ce plec de acolo. E foarte simplu. Avea bani în depozite foarte mulți de la companiile din Silicon Valley, care la rândul lor, de ce aveau acelea bani? Pentru că primiseră bani foarte mulți de la investitori, atât de mulți încât nu mai aveau ce să facă cu ei. Și atunci, în loc să îi mai poată investi, pentru că e un oarecare declin sau o perioadă de stagnare, așa cel puțin în industria asta IT, cu tot cu inteligența artificială și bio, așa, și toate lucrurile astea, totuși un fel de stagnare în momentul acesta. Deci aveau foarte multe depozite, au pus depozitele astea în această bancă. Banca asta avea și ea o mare problemă, că era expusă doar la un singur sector, foarte mult din expunerea ei, era doar pe sectorul IT, deci lucra cu firmele din IT, a luat depozitele la el și nu avea ce să facă cu banii, pentru că nu putea să le... Nu veneau suficient de mulți oameni să ceară credit. Da, mai ales să ceară credit tot din sectorul IT sau persoane private, individuale, mă rog.
Și atunci, neavând ce să facă cu banii ăștia, ca să venim și inflația, sau așteptându-se la inflație, au băgat acești bani în titluri de stat. Au zis că, iată, e foarte sigur, ce-i mai sigur decât să bagi bani în titlurile de stat. Doar că acele titluri de stat dădeau dobânzi, randamente, da? Dobânzi, ca să fie simplu, foarte mici. Și când a venit inflația din spate, acele dobânzi foarte mici în care te blocasești practic, pentru că tu ai cumpărat instrumentul respectiv, titlul de stat, care ți-a oferit o dobândă de 1%, 2%. Când inflația a devenit 6, 7, 8% în Statele Unite, tu practic la fiecare instrument din ăsta pe care l-aveai, aveai o pierdere în realitate de 7-8%. Și pe partea cealaltă trebuia să dai la depozite, nu mai puteai să dai 1%, trebuia să dai 7-8%. De ce? De ce trebuia să dai? Pentru că cei care fac depozite la tine nu stau, mai ales dacă sunt companii, nu stau la depozite la dobânzi negative. Așa cum stă românul obișnuit, pensionarul obișnuit în România, care stă la o dobândă la depozite de 7-8 când inflația este 15-16. Da? Deci acolo firmele astea conduse de oameni și cu investitori cu foarte, foarte mulți bani care îi trag imediat la răspundere pe managerii de acolo, ce ai făcut cu banii ăștia, de ce ai plasat la 1-2% în depozit când puteai să faci altceva cu ei. Și atunci oamenii aceia, la un moment dat, au zis, bun, nu ne dați suficient dobândă, retragem banii. Dacă s-au trezit câțiva să facă lucrul acesta, banca, care nu are lichidități. O bancă, în mod normal, are lichidități undeva la 1, 2, 3% din valoarea depozitelor pe care doar le atât. Are. Doar atât. Deci, încă o dată, ca să înțelegeți un pic cât de grav a fost problema acolo, Silicon Valley Bank lua bani de la toată industria asta, cele mai multe companii de tehnologie de acolo, când primeau investiții, că toată lumea vrea să-și bage banii în tehnologie, nu? Că de cele mai bune randamente. Banca asta le lua banii și zicea, nu o să aibă și nevoie de cash prea curând, 1, 2, 3%. Este sistemul de a funcționa al oricărei bănci. Deci păstrează din 100 de dolari, să spunem așa, păstrează 2, maxim 3 dolari în cash, da? Și restul investește în ceva. Poate să investească, e și mai rău dacă investește în credite, care creditele alea devin performante și nu se mai întorc. Așa i-a investit în titlul ceva de ce stat, părea sigur. Care nu numai că e sigur, dar are și o lichiditate maximă. Poți să le vinzi în orice secundă și să-ți recuperezi înapoi. Dar, cu excepție. Dar, da, doar că au investit în titlul de stat pe termene cât mai lungi, în așa fel încât să obțină niște dobânzi mai mari. Dar cu și cât? Acelea... Știți care e diferența? Ați văzut care era diferența între titlurile pe un an și cele pe 10? Era undeva la 0,4, cam așa. Bineînțeles că da, dar acel 0,4 contează foarte când tare. Când ai niște sute de miliarde cu care jonglezi, 0,4% în plus la dobândă. Și atunci, banca asta a luat banii magnaților și companiilor mari de acolo, i-a pus în titluri de stat pe 10 ani. A luat depozite pe, să zicem, 3 luni, 6 luni, un an, cum se fac depozitele, că nu faci pe termen mai lung, i-a băgat în titluri de stat pe 10 ani, ceea ce se cheamă un mismatch de duration, mă rog, nu intăm acum, dar e clar pentru oricine că dacă iei ceva pe 3 luni și pui în ceva pe 10 ani, ai o problemă de maturitate. Dar cei de la Silicon Valley Bank nu sunt chiar idioți, adică aveau semnale din partea băncii centrale, din partea Fed-ului, că nu vor crește agresiv dobânda de politică acum 2-3 ani, spuneau chestia asta, da. Da, vom ajuta economia, vom face tot ce este nevoie ca să meargă. Ei au mers pe încredere cu guvernul și cu Banca Centrală, cumpărați titlurile astea la dobânzile astea mici, că o să fie bine. O să fie bine, doar că la un moment dat a început să nu mai fie bine, când a crescut brusc inflația. Pentru că Federal Reserve nu poate să aibă grijă de o bancă. E adevărat că Federal Reserve, în mod normal și prudențial, ar fi trebuit să spună acestei bănci, zic eu, cu mult timp înainte, vezi că e super expusă pe aceste titluri de stat și ai acest mismatch de duration. Dar le-a convenit că au atras lichiditatea. Sigur că da.
Pe de altă parte, da, le-a convenit și nu le-a spus lucrul acesta. Și nu le-a spus lucrul ăsta. Da. Mare atenție, așadar, în Statele Unite, da, guvernul cu Banca Centrală le-a convenit să tragă banii de la oameni cu dobânzi foarte mici și le-a promis că totul va fi bine. Da. Da? Țineți minte ideea asta că revenim la ea. Da. Deja simțiți unde mă duc. Da, și atunci când nu a mai fost bine, i-a lăsat din viață. I-a lăsat în fundul gol. Da, da, nu avea cum să... Cea mai mare bancă din California a rămas dintr-o dată fără bani. De ce? Pentru că în momentul în care au venit mai mult să-și ceară banii, ce a trebuit să facă Silicon Valley Bank? Să vândă acele titluri de stat și să le vândă în pierdere. Oricui voia să le cumpere, dar nu cine poți să le vinzi. Cine cumpără titluri cu dobândă atât de mică? Absolut. Păi e simplu. Că titlul, deci la titlurile de stat se întâmplă așa. El are valoarea nominală, cum ar veni, de 100 de dolari, să spunem, ca să fie simplu. Tu îl cumperi cu 97 de dolari sau 90 de dolari pe 10 ani, pentru că cei diferența între 90 și 100 înseamnă dobânda aceasta foarte mică pe 10 ani. Pe care o primești la sfârșit. Pe care o primești la sfârșit. Problema e că în momentul în care dobânda în loc de 1% sau cât e pe an devine 8%, titlul ăsta de la prețul lui de 90 cât avea, cu cât l-ai cumpărat tu așteptând să primești 100 peste 10 ani devine 70 sau 60. Iată. Și poți să o vinzi mâine dimineață, poți să o vinzi, adică lichiditatea e atât de mare încă poți să o vinzi în 3 minute în așa. Da, dar în loc de 100 mai ai 70. Dar în loc de 90, să zicem, cu cât ai cumpărat-o așa. Fie aștepți 10 ani și o să iei 100, fie o vinzi acum în următoarele 30 de secunde, dar iei 70. Și ți-asume această pierdere de 20, în exemplul nostru. Deci care înseamnă vreo 22%. Care înseamnă, sigur. O gaură de 22%. Gaură absolut imensă. Deci da. Au luat banii, să zicem că au luat 100 de milioane de la un bogătan din Silicon Valley și teoretic nu poți să-i mai dea înapoi 100, poți să-i dea numai 80. Da. Și ăla ce face? Se uită la guvern și guvernul ce face în momentul ăla? Vine și salvează toate depozitele. Da. Coincidență sau nu, guvernatorul Californiei avea conturile lui personale acolo și el a negociat cu statul și cu Banca Centrală despăgubirea integrală a tuturor deponenților. Nu doar în limita cât e, 250.000 pe cont în Statele Unite, da. Sumele integrale ale tuturor celor care au avut bani la banca asta. Este absolut anormal. Pentru că odată ce ai niște reguli, nu schimbi regulile acestea pentru niște băieți deștepți, că tot băieți deștepți sunt, care au pus mulți bani acolo. Deci lucrurile acestea se acceptă. Ne întoarcem la exemplul euroism. În mod normal, eu dacă sunt manager unei companii și mi-am pus banii într-o bancă, atunci când i-am pus... Știu că limita la care sunt protejat este 100 de mii de euro, echivalent un dolar, înseamnă undeva la 125, mă, ceva de genul ăsta, 120 de mii de dolari. Nu mai mult. Dacă eu am pus 10 milioane, mai ales dacă sunt companie, nu sunt protejate în niciun fel. Companiile nu sunt protejate nici în România. Deci persoanele fizice sunt protejate. Dacă eu am pus 10 milioane, e treaba mea. Puteam să pun la să împart și să fac depozite de câte 100 de mii de dolari la 20 de bănci. Sau, mă rog, 100 de bănci, depozit acum nu fac calculul. Da, da, da. Ce înseamnă, înțelegem ideea, da? Deci asta este lucrul care s-a întâmplat. Deci vina este și a celor care au făcut depozite la această bancă și a Fed-ului local, mă rog, din statul respectiv, care nu s-a uitat la această bancă și la expunerea pe care o are și la dezechilibrele pe care le are acolo și să-i spună din timp, vezi că ai o problemă, și la modelul de afacere al acestei bănci, care era o bancă ce lucra cu un singur, cu o singură industrie, cu un singur sector de activitate. Și asta este o problemă pentru bancă. Totdeauna că dacă acel sector pică, dintr-un motiv sau altul, nu știu, din orice fel de motiv, atunci tot sectorul va avea problemă și implicit banca aceea nu poate spune. Și iarăși auzim aceeași poveste cu too big to fail, prea mare ca să o lași să cadă, statul intervine, salvează banca și implicit și deponenții băncii,
care sunt tot felul de companii care nu am vrea să pice pentru că o dată cu ele ar pica vârful bursei. Că da. Majoritatea companiilor de tehnologie sunt cele care țin indicele bursier sus, atât cât mai este el sus zilele astea. Și multe salarii mari și multe interese, până la urmă și politice. Deci vedem că lumea nu este una absolut curată și așa nici în Statele Unite, nici în Uniunea Europeană. Adică noi ne uităm în România, nu ne uităm de corupție, ci de mărimea corupției. Corupție există peste tot. Reguli incorrecte care se schimbă după bunul plac al celor cu mulți bani, există peste tot. Contează toată dimensiunea la care sunt. Cât de periculos vi se pare că auzim că jumătate din băncile din Statele Unite și-au pus banii cam la fel ca Silicon Valley Bank? Aceasta în sine este o veste foarte periculoasă, pentru că dacă se produce o panică și toți oamenii încep să scoată banii din bănci, nicio bancă, dacă are prea mulți oameni care scot bani de la ea, nu are cum să supraviețuiască. Tocmai pentru acest principiu, care e unul fundamental. Dar știți că informația asta este la vedere. Și unul din motivele pentru care au fugit investitorii de la Silicon Valley Bank a fost că câțiva din băieții deștepți de acolo au zis, bă, noi ieșim, ieșiți și voi. După care informația s-a viralizat și pe social media. Și chiar îmi spunea un prieten să vă întreb dacă nu vi se pare și periculos și faptul că informația se extinde ca un foc din ăsta de paie prin social media. Panica și informațiile astea foarte urgente. Da, știi urgente. Care e marea problemă? Este că se pot extinde și veștile false. Deci, poate ajunge mâine în social media, uite cum de altfel a ajuns, că Deutsche Bank are de asemenea o expunere, nu știu ce, poate să fie total falsă această veste. Dar dacă încep zeci, sute, mii de companii și de persoane cu mulți bani să scoată banii de la Deutsche Bank, se viralizează și o bancă chiar solidă, oricât de solidă ar fi ea, începe să aibă probleme. Adică aici trăim într-o... Nu știu dacă era mai bine înainte cu secretul acela bancar, că nimeni nu știa nimic și era așa o lume așa de specială, unor semizei care stăteau în niște turnuri de fildă, deci nu era bine nici atunci. Dar acum, din păcate, cu social media, avem această problemă că un fake news se poate viraliza foarte repede și poate să producă panică în orice domeniu. Nu poate în banking, dar sistemul financiar e unul fragil din punctul ăsta de vedere. E fragil? Asta înseamnă că celor din bănci le e frică de TikTok? Cu siguranță le este frică, nu știu, neapărat de TikTok, dar de toate aceste portaluri și toate aceste modalități de a duce informația dintr-o parte în alta, pentru că, încă o dată, sigur că și dacă informația e corectă, bancherii tot nu-și doresc ca informația asta să fie exact cunoscută. Pentru că există riscul ca informația să fie corectă și oamenii să încerce să o extindă rapid și tot să creeze un efect de domino. Da. În condițiile astea, în tot acest mix pe care îl vedem, da, tot acest setup, cât de plauzibil vi se pare riscul unui bank run care să ducă dolarul la hiperinflație, să gonfleze foarte mult moneda? Sper să nu se ajungă acolo totuși, pentru că, sincer, chiar dacă trebuie curățat sistemul, chiar dacă sistemul american are problemele lui foarte mari, ca și sistemul european, ca și un asemenea moment de panică, nu este de dorit. Și știi de ce, în primul rând? Pentru că cei care vor pierde până la final sunt cei cu bani puțini. Și nu cei cu bani mulți. Cei cu bani mulți, chiar dacă pierd jumătate din banii pe care aveau, chiar dacă pierd 3/4, din 100 de miliarde rămân cu 20 de miliarde și nu o să moară de foame. Da. În schimb, cei care aveau, nu știu, 50 de mii sau 10 mii, ăia rămân fără niciun ban la sfârșit. Da, tocmai de aceea insist, când suntem urmăriți de oameni care
își doresc o resetare, să mai scăpăm de probleme, de chestii de genul ăsta, să trecem în cele din urmă prin recesiune, să facă curățenie, să se gândească că recesiunea și genul ăsta de crize, mai ales crizele bancare, lovesc în primul rând în deponenții mici. Absolut, da. O resetare este normală, dar nu se poate face decât împreună cu oamenii bogați și e un subiect pe care mi-aș dori să-l abordăm într-o discuție separată, cum să face resetarea asta, pentru că eu am idei pe tema asta, dar da, trebuie făcută o resetare, dar nu așa, nu brutal, ca la Revoluție ieșim cu ghilotina, da. Da, ieșim și tăiem tot. Tăiem tot, dar pierdem și banii cu ocazia asta. Haideți să venim în Europa. Da. După Silicon Valley Bank avem probleme cu First Republic. E clar că nu vor fi doar două bănci cu probleme. Dar să auzi că cea mai importantă bancă din Elveția se prăbușește și trebuie să se schimbe legea peste noapte ca să poată fi înghițită de a doua bancă din Elveția, păi parcă nu era Elveția țara băncilor? Elveția, din nou, și aici este acoperit, ne întoarcem la cazul Euroins. Da? Era o problemă cu această bancă pe care toată lumea o știa. Era o problemă cu sistemul bancar din Elveția pe care toată lumea o știa. Și nu este o problemă de astăzi, de ieri. Este o problemă dinainte de al doilea război mondial, este o problemă de secret bancar. Practic, Elveția, sincer, este un paradis fiscal și a fost totdeauna, dar unul în care nu s-a recunoscut că este un paradis fiscal, în care nu s-a recunoscut că pe acolo se spală o grămadă de bani de la arabi, de la ruși, de la oricine, de la americani, de la oricine are bani și vrea să-i spele, se spală pe acolo. S-au spălat enorm de mulți bani. Deci e clar că sistemul acolo era putred, sistemul acela financiar, și el trebuia curățat într-o formă sau alta. Păi acum, l-a curățat cineva sau s-a curățat singur? Ideal este să curățe singur. Adică, pentru că până la urmă, ne întoarcem la istorie și la povești cu americanii care acei mari care în vremurile de haiducie, nu pe la sfârșitul anilor 1800, începutul 1900, sunt cei a rămas celebră vorba aceea, nu mă întreba cum am făcut primul milion de dolari, restul sunt extraordinare, Rockefeller, aia, după care au făcut donații, au ridicat universități, au extra, deci niște oameni să-i pui la rană, doar că primul milion de dolari l-au făcut omorându-i la propriu pe toți competitorii, așa zis, competitorii lor, care erau de altfel la fel de hos ca și ei, că i-ar fi omorât aia pe ei, dacă nu altfel. Același lucru s-a întâmplat sau trebuia să se întâmple și în Elveția. Adică, la un moment dat trebuie să spui, bun, cum ați făcut voi business, modelul vostru de business, în care ați spălat și banii din nemților din al doilea război mondial și cu evrei, cu toate poveștile acelea care sunt arhi cunoscute, și banii, nu știu, rușilor, arabilor, cui vezi voi acum? Finanțau iahturi și mașini de lux. Da, absolut. Deci, la un moment dat a trebuit să le atragă atenția americanii că de ce cer supraasigurare, că aveau reasigurare pentru finanțările, pentru creditele de iahturi. Dădeau credite de iahturi și ca să se acopere în cazul în care sunt sechestrate sau confiscate, că se mai întâmplă cu iahturile de miliardar, na. Da. Nu sunt toate nu se plimbă toate la liber așa. Ei s-au dus la alte companii din piață și au zis, uite, am vrea să asigurăm riscul de default, nu? La niște credite, le-am dat niște bani la niște băieți, asigurați-vă voi. După care a început să se audă despre chestia asta și au început să se pună întrebări. Iar Credit Suisse a trimis telegramă tuturor companiilor de asigurări, telegramă între ghilimele, a trimis un e-mail în care le-a spus să șteargă toată corespondența în care le-a cerut reasigurare pentru că nu mai e nevoie. Da. Da, deci erau cunoscute, adică pe mine asta mă deranjează de fapt, lucrurile acestea sunt arhi cunoscute, așa cum am avut noi, și o mică, doar scurtă paranteză, am avut și noi atâtea probleme cu oameni, și oameni politici, diversi oameni de afaceri, care au fost prinși la un moment dat de DNA și așa, și toată lumea zicea că nu știe nimic despre asta. Cum să nu știi nimic? Erau lucruri arhi cunoscute, așa cum eu vă spun, că știam de lucrurile acestea cu sectorul asigurărilor de acum 10 ani și mai bine.
Deci eu știam, fără să pot să fac ceva, dar eu știam. Așa, dar toată lumea știa, era o omertă totală. Toată lumea știa că nu e în regulă să fie atât de ieftine asigurările la Euroinst, dar cu toate astea erau în continuare pe piață. Absolut. Așa, același lucru este și în Elveția. Deci toată lumea știa că banca asta are niște probleme, că nu e corect ceea ce face, ba chiar e la limita ilegalității, că finanțează, nu se știe, da, terorism, bani negri făcuți în diverse feluri, estorcări, nu știu, bani negri, să spunem, făcuți în cele mai diverse feluri. Dacă dai o căutare cu Credit Suisse pe Financial Times, zici că este serial de Netflix, nu știre de economie cu Credit Suisse. Da. Au finanțat pescadoare care nu s-au mai livrat. Au finanțat carteluri mafiote. Da. La un moment dat au avut o ramură din asta de investiții în Statele Unite care a făcut niște investiții periculoase, atât de mari, încât au creat o pagubă de vreo 10 miliarde. Sunt voci care spun că falimentul li se trage de la răzbunarea câtorva oameni pe care i-au convins să-și bage banii într-una din investițiile, din fondurile lor de investiții, că le-au garantat că o să fie sigur și s-a dus în cap. Da, din nou, aici, cam tot ce este în ziua de astăzi, trebuie privit că probabil jumătate e adevărat, jumătate este fake news, dar era clar cunoscut că sunt niște foarte mari probleme și atunci banca asta ar fi trebuit să fie curățată, probabil în 2008 era un moment extraordinar să fie curățată banca. Într-un fel sau altul, adică nu neapărat... Dar cine a curățat banca acum? Nu s-o falimentezi. Europenii, americanii, cine a reușit în cele din urmă să pună capac la Credit Suisse? Nu cred că vom avea acest răspuns. Eu pot să spun acum, să-mi dau cu părerea, dar nu cred că răspunsul îl putem avea... Pentru că se pare că americanii îi vânau de ceva vreme. Da, mi-ar plăcea ca să fie într-adevăr americanii și care să fi spus dintr-un motiv sau altul stop joc. Iar acest motiv ar putea să fie legat de oligarhii banii ruși din Rusia, exact, care se spălau pe acolo. Pentru că este jenant, pe de-o parte, iei măsuri și se chinuie și europenii, se chinuie și americanii și toată lumea, iei măsuri împotriva Rusiei și ăia spală bani și scot bani și fac toate astea prin băncile elvețiene. Păi, adică, de ce? Sunt interese politice și până la urmă politica este bună dintr-un anumit punct de vedere, okay, pentru că atât Biden, dacă vrei, cât și Macron și toți, dar toți liderii și europeni și americani își fac popoarele într-o formă sau alta să sufere din cauza acestui război, de exemplu. Exact. Și fiecare zi în care rușii reușesc să miște banii aia pe care iau de pe urma petrolului... Este o palmă dată faptului că niște oameni amărâți din America, din Europa, de peste tot suferă și la un moment dat, peste anul ăsta, la anul când o să trebuiască să voteze, s-ar putea să voteze cu celelalte partide. De ce? Pentru că, zic, ne-ați făcut să suferim și oligarhii ruși, iată, își plimbă banii cum vor ei și au tot iahturile alea și așa, și nu s-a întâmplat nimic. De ce să suferim noi? Exact. Da. Exact. Vorbeam zile trecute cu cineva care s-a întors din Dubai și nu e vorba de Cristian Ețiu, care spunea că mai nou în Dubai se aude mai multă rusă decât orice altă limbă. Da. Deci s-au cam dus acolo unde sunt bine primiți. Bineînțeles că s-au dus acolo unde sunt bine primiți și unde există o viziune, ca să fiu foarte elegant, că am spus deja câteva vorbe mai neelegante, și unde este o viziune mai laxă asupra legalității fondurilor pe care le ai, ceea ce iarăși este o mare problemă. Da. Mare problemă. Deutsche Bank. Aceeași mărie cu altă pălărie, pentru că și la Deutsche Bank am auzit că la un moment dat se ocupa de banii lui Trump, dar și ai rușilor. Și acolo trebuie curățat. Deci sistemul bancar peste tot trebuie curățat. De ce? Că sigur că există această tentație de a face bani din banii foarte mulți pe care îi pun oamenii bogați și tentația de a nu-i mai întreba de unde ai banii ăștia foarte mulți. Mai ales că, na, Trump a fost și președinte, adică e greu să-l întrebi de unde are bani și, mă rog, dar
tentația de a renunța la moralitate pentru bani este una uriașă. Și dacă pentru cei care câștigă puțin, tentația asta putem să zicem că e mică, pentru cei care câștigă enorm de mult, tentația se multiplică, nu numai că crește proporțional, ci se e ridicat la putere, așa, crește exponențial. Deci da, și Deutsche Bank are probleme, așa, foarte multe bănci au probleme, nu le poți curăța pe toate odată, dar vine un moment în care poți să spui stop joc, cum ați făcut primul milion, ca să revenim la expresia aceea. Cum ați făcut primul milion profit, vă privește, dar de astăzi nu mai faceți profituri așa de mari. Și această modalitate, această abordare funcționează, pentru că, iată, Rockefeller după aceea a făcut încă o dată spitale, universități, adică chiar a ajutat America, a făcut infrastructură, a făcut lucruri bune până la sfârșitul vieții, el și familia lui după aceea. Căci, cumva, până la urmă, i s-a trebuie... spus clar cum ai făcut primul milion, nu contează, dar de acum miliardele pe care le ai, o bună parte dintre ele faci lucruri bune. Până când ajungem să vedem că vor face chestii bune, Deutsche Bank a pierdut în ultima lună 26%, săptămâna asta, după vreo 15%, o cădere a trebuit scoasă la tranzacționare, din câte știu. Nu este singura bancă cu probleme. În momentul ăsta, spre exemplu, și Commerzbank, Credit Suisse, UniCredit are probleme, sunt multe bănci care sunt în dificultate. Credeți că există riscul să vedem la Deutsche Bank un scenariu similar cu Credit Suisse? Cu siguranță, dacă se va ajunge într-o situație delicată, nu, e o bancă prea mare ca să poată fi lăsată. Asta nu e un joc și nu e o glumă. Exact. E prea mare ca să poată fi lăsată să pice. Da, e prea mare. Acum, cine o cumpără e greu de spus, pentru că chiar este una dintre cele mai mari bănci. Este exact. Da. Are o valoare de piață de 18 miliarde, nu știm exact ce depozite are, dar valoarea efectivă a băncii este de 18 miliarde. 18 miliarde sunt bani mulți, chiar și pentru guvernul german. Da, probabil dacă chiar va fi nevoie, o să fie curățată de activele toxice și lăsată așa, cu nume probabil tot Deutsche Bank, și se curăță o parte din active. Cum, până la urmă, cum s-a făcut, dacă cine își mai amintește, cu Bancorexul nostru, care a fost preluat de BCR și partea toxică, adică ceea ce se furase, a fost pus separat și am plătit-o noi din taxe. Că campania asta de curățenie în băncile europene nu a început acum, în recesiune, a început de câțiva ani. Acum vreo 2 ani știu că cei de la ING au fost scuturați bine de tot de antifraudă și au introdus în momentul acela cele mai agresive sisteme de verificare a deponenților. Bineînțeles, da, acesta este calea. Deci este momentul să li se spună stop joc. Nu s-a dorit până acum lucrul acesta, dar până acum nu erau atât de mulți de agresivi oligarhii ruși, oamenii, tot oligarhii tuturor, chinezi, arabi și alții, care nu se mai satură de bani și fac toate aceste activități de spălare a banilor, care au început să aibă un impact negativ atât de mare asupra societăților, asupra oamenilor obișnuiți, încât nu mai poate continua situația așa. Deci, pe de o parte ne bucurăm că se curăță niște bănci de genul ăsta, pe de altă parte însă, chestia asta va accentua, cel puțin pe termen scurt și mediu, durerea. Absolut, va costa întotdeauna, sunt costuri și de aceea toată lumea și mai ales politicienii evită, pentru că costurile acestea înseamnă voturi pierdute întotdeauna, pentru că oamenii obișnuiți se trezesc și spun, dar nu a știut, așa cum am vorbit noi, am avut discuția la începutul acestei emisiuni cu ASF-ul, dar nu a știut de ce acum după 9 ani vă treziți. Așa putem să spunem și la și guvernului german sau olandez sau toate celelalte, dar nu a știut până acum de ce vă treziți abia acum. Și e o întrebare la care e foarte greu să răspunzi. Nu poți să spui, am știut, dar am închis un ochi așa, dar acum nu se mai poate că ne-am hotărât noi. E greu, este un răspuns greu de dat din punct de vedere politic.
să spui am știut, pentru că dacă spui am știut, nu e bine. Și dacă spui n-am știut, înseamnă că ești incompetent. Deci e o întrebare simplă. La noi nu spune nimeni nimic, așa că n-ai de ce să-i acuzi. E o întrebare simplă la care răspunsul este îngrozitor de complicat. Atunci venim mai aproape de casă. Dacă vedem probleme de genul ăsta cu băncile în țări civilizate, la noi încă niciuna. Aveți în minte o listă scurtă de bănci care ar putea să aibă probleme? Nu o să vă cer să dați nume, că sunt sigur că nu o să o faceți. Nu o să fac. De ce? Pentru că, nu pentru mine, dar pentru emisiunea ta, că te pot acuza băncile respective și... Că forțăm noi un background. Dacă vrei tu să pierzi banii făcând case sau făcând alte lucruri, e una, dar dacă e să-ți ia băncile în niște procese, mă trag și pe mine și așa, și e complicat. Nu. Deci nu putem da nume, sincer. Problema care este că noi nu avem în momentul ăsta nicăieri informații transparente despre băncile de la noi. N-avem informații, din informații publice nu putem, da, asemenea. Deci în momentul acesta băncile românești sunt stabile. La nivel oficial. La informațiile publice, da. Cu siguranță pot fi afectate. Scuze, beau puțin apă. Beați apă liniștit, pentru că trebuie să vorbim și despre chestia asta. Din cauza că nu avem suficientă transparență dinspre băncile de la noi și supraveghetorul lor, care vine doar să ne spună că totul e liniștit, totul e bine, da. Fără să intre în nuanțe, ar trebui să apelăm și la niște informații neoficiale. Da. În primul rând, băncile străine, în momentul în care ar avea o problemă băncile lor mamă, atunci, sigur că să aduce și în sistemul bancar românesc. De ce? Pentru că băncile au sistem de corespondență, adică ele se împrumută toate, unele pe altele, în fiecare zi. Okay. E lichiditate mare și dacă încep unele dintre aceste bănci mamă să aibă probleme pe care le vor simți și sucursalele din România, imediat tot sistemul va avea probleme. De aceea această interconectare a sistemului bancar face ca să nu-l poți lăsa, pentru că pică și nevinovați, ca să spun. Da. Dacă este să ne uităm după cele mai mari bănci din România, avem Banca Transilvania, din câte știu, peste 20%, după care avem BCR, să ne uităm un pic cum stau. La Banca Transilvania nu există corespondent în străinătate, așa că nu pot să verific niște cotații de pe bursa străină, dar să ne uităm la Erste. Pe bursa de valori din București, că e listată pe BVB. Okay. Și sigur, a căzut în ultimele zile cu 1-2-3%. 1-2-3% e puțin, pentru că Erste are minus 20% pe ultima lună. Da. După Erste, am zis că ne uităm la ING Bank. Minus 3% în ultima zi de tranzacționare la vineri, minus 20% cam tot acolo pe ultima lună și graficul este puternic scăzător. Ce am putea să mai luăm? Am zis că UniCredit? Da. Sau hai să luăm BRD. La BRD. BRD, că în Nordea Mărimii. Ia să vedem. Pe ultima lună. Luăm așa, să vedem. Sunt cifre publice, nu? Da. BRD sunt pe Societe General. Da, Societe General, sigur. Societe, ia să vedem, că nu găsește direct așa. Societe General. Minus 6% vineri și pe ultima lună minus 25%, deci deja avem un minus 5%, mai ales că avem, cred că, și situația din Franța, s-ar putea să adauge la problemă? Da, faptul că s-au bătut oamenii peste zi. Și încă se mai bat. Da. Ce altă bancă să vă mai zic? Am zis de UniCredit. Ai zis de UniCredit similar, dar hai să verificăm totuși. UniCredit. La UniCredit avem minus 4% vineri și pe ultima lună minus 14,94%. Nu e așa de rău. Da. Deci deocamdată avem între minus 14, 15 și minus 25. Și am putea continua cu majoritatea băncilor. Da. Și companiile europene simt durerea. În momentul acesta putem spune că din punct de vedere economico-financiar, la nivel bancar și companii europene, intrăm oficial în recesiune? Pe baza ceea ce vedem pe graficele astea de pe bursă? Este o șansă foarte mare să întâmple așa, pentru că, în general, o asemenea cădere, o corecție a burselor, duce spre recesiune.
Da. E neplăcut pentru că era la limită ca Uniunea Europeană să poată evita intrarea în recesiune. Sau să se ducă cu o recesiune din alea, minus 1, minus 2, așa, liniștită, lină, câteva trimestre, un an și după aia să iasă cu un plus 1, adică să fie, să stea, practic să stea stabil până când se mai calmau lucrurile și cu războiul și cu... se termine pandemia și cu inflația și cu trecerea la energia verde, adică cumva să plutească așa la nivelul apei pentru câțiva ani. Dar aceste evenimente pot să aducă o corecție și corecția aceasta a piețelor să ducă la o recesiune și este, într-un fel este păcat, pentru că nu oferă posibilitatea sistemului bancar, de exemplu, și a sistemului corporatist în general să se curețe. El nu se poate curăța. Aici e marea problemă. Când e recesiune, nu se curăță sistemul. Pentru că tocmai el trebuie ajutat și atunci nu-l curești, ci-l ajuți. Iar când este creștere economică, atunci ar trebui să curețe, dar atunci nimeni n-are interes să-l curețe, că zice că lasă să facem și noi bani. Ok. Bun. Și asta ne pune în fața unei probleme. Că vorbesc de Rockefeller mai devreme și de alți băieți de felul ăsta, am un editorial în Financial Times al lui Ruchir Sharma, sper că nu-i zic numele greșit, care face parte din bordul celor de la Rockefeller International, care vorbește despre că, și primul paragraf te face să zbărlească pielea, zice așa, în timp ce fuga din bănci se extinde, devine clar că oricine pune în discuție intervenția guvernelor va fi ștampilat cu denumirea de lichidaționist? Da, sau lichidator. Sau lichidator. Da, da, da. Adică din categoria celor care spun că ar trebui lichidate băncile. Noastră vă considerați genul ăsta de personaj care e de acord că ar trebui să se curețe / lichideze băncile? Pentru că avem aceeași problemă în 1929, că la fel i s-a spus lui Herbert Hoover că dacă lasă afacerile să se prăbușească, va fi considerat un lichidaționist. Da. Este un scenariu de tip 1929 aici, în care oricine vine să spună, băi, trebuie să facem curățenie, este un inamic al poporului? Știi care e problema? Sperietura în 29 a fost atât de mare, pentru că practic nu s-a mai ajuns la economia, la nivelul economiei, să zicem cum produs intern brut, dar și bunăstarea oamenilor, că tot. Nu s-a mai ajuns decât a fost nevoie de un război în anul 1938-39, când deja începuse efortul de război și Germania intrase în Polonia și toate astea, deci practic pornise al doilea război mondial, ca să se ajungă la nivelul economiilor din 28-29. Deci atât a trebuit 10 ani și s-a ieșit printr-un război mondial care a adus atâtea victime. Deci, oricine spune asta, vine asta și spune trebuie să lichidăm și să curățăm, de exemplu, sistemul financiar, în mintea finanțiștilor importanți, chiar și a politicienilor din lume, nu din România, apare această fantomă, acest trigoi al anului 29 și al perioadei de crizei de atunci, marea criză, care după aia s-a terminat cu un război mondial. Deci nimeni nu poate să-și mai asume în momentul acesta așa ceva, cu atât mai mult acum când avem un război între Rusia și Ucraina și când China și ea face diverse lucruri și își arată mușchii, nimeni nu poate, cred eu, conștient să provoace acum o criză care să se termine în cel mai probabil, tot într-un război mondial. Și atunci eu sunt perfect de acord, doar o secundă, sunt perfect de acord că trebuie curățat sistemul, inclusiv sistemul financiar bancar, dar luate băncile, una câte una, nu știu neapărat să spun ordinea, dar una mai câte una. Mai avem pentru asta? Pentru că deocamdată bursa mătură cu ele pe jos. Oamenii nu mai au încredere. Vă mai spun o știre foarte repede. În momentul acesta,
fondurile de investiții au ele prea mult cash. De unde credeți? De la oamenii care au fugit cu banii din alte bănci, da, decât din Silicon Valley Bank sau First Republic. În momentul ăsta, Goldman Sachs, JP Morgan Chase și Fidelity, doar în Statele Unite, că acolo sunt ceva informații de genul ăsta de care aflăm, au 273 de miliarde care să facă ceva. Oamenii au zis, luați-ne banii, faceți ceva cu ei. Da. Pentru că oamenii fug din bănci. Este o mare problemă și nu știu de ce stau eu aici, că am și o brumă de bani și ar trebui să îi scot repede acum. Nu, glumesc. Da, sper că glumiți. Adică, da. Râdem, glumim, dar nu e râsul nostru. Da, așa este, da. Pentru că nu sunteți primul care îmi spune chestia asta. Mi-a mai zis cineva că e teamă să vină public să vorbească despre faptul că banii ținuți într-o bancă în momentul ăsta nu sunt în locul cel mai bun. V-am arătat ce înseamnă, ce este pe bursa europeană, vedem situația din Statele Unite. Din nou, nu o să fim noi ăia care declanșăm așa ceva în România, nu asta ne-am propus. Nu. Ideea dar trebuie să vorbim un pic despre realitate și concret. Ideea este că nu, dacă scoți banii din bancă și crezi că ținându-i la saltea, de exemplu, sunt mai protejați, nu. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă o problemă ca o criză ca asta, hiperinflația va fi unul dintre efecte, mai ales în România, nu, dar și peste tot în lume. Deci banii aceia pe care crezi că ai, o să faci trabucuri cu ei cum făceau bogătașii pe vremurile acelea, din păcate. Deci nu aceasta este soluția. Nu știu dacă este o soluție bună sau o variantă bună acum, dar o criză economică în momentul acesta, cu un război în Europa și cu situația din lume în general tensionată, nu e ok și mai ales în situația în care nici în America nu prea ai niște opțiuni extraordinare între un președinte totuși foarte bătrân, bun el, dar foarte bătrân, și un alt lider care vrea să redevină președinte și care e total pe lângă drum și... N-a fost din punct de vedere probleme economic pe lângă drum. În perioada în care a fost el președinte s-au mișcat câteva chestii din punct de vedere economic. Din nou, eșalonul 2, eșalonul 3 sunt cele care fac să meargă țara și ar fi mers mult mai bine altfel cu un președinte ca lume. Păi ce facem, îl aducem pe Obama înapoi sau pe Clinton? Sub Clinton economia a mers. Sub Clinton economia, nu, fiecare a avut problemele lui. Obama n-a vrut să-și asume, să-și păteze mâinile cu sânge, asta este, fiind primul președinte de culoare, probabil, a avut niște reticențe din astea, deși un om foarte inteligent, dar a fost moale din punctul ăsta de vedere, dar pur și simplu n-a vrut să ia niște decizii care ar fi trebuit luate atunci. De exemplu, să apere sau să condamne, așa cum poate Statele Unite să facă, să condamne invadarea Crimeei. Da, și n-a spus nimic atunci. Dacă nu spui nimic atunci, nici nu te mira că după 10 ani sau așa o să continue lucrul acesta. Exact. Deci a fost un președinte slab. Clinton a fost un președinte foarte bun, cu excepția, sigur, viețile personale care... Dar haideți să revenim la noi. Da. Aș insista pe băncile române și a schimbat frumos, sigur, subiectul. Apreciez chestia asta din nou. Nu avem motive de panică. Băncile, chiar și cele străine, au banii lor aici. Sunt legate, într-adevăr, de cele în afară, dar nu ar trebui să fie afectate direct. Știm chestia asta din experiențele anterioare. Ne-a mai spus-o BNR-ul. Cu toate astea, statul tocmai a anunțat emisiuni noi de titluri de stat prin care oferă populației niște dobânzi foarte atractive și vă citesc direct din documentul de la Ministerul de Finanțe. Până pe 29 martie poți obții la depozite doar pe un an 7,2%, pe 2 ani 7,5% și pe 3 ani 8%. Nu știu ce bancă ne dă la depozite atât. Și atunci, în momentul ăsta, statul român suge lichiditatea din piață, da, ca un copil pofticios dintr-un pahar cu lapte. Până la urmă este treaba băncilor să răspundă, să vadă această provocare și să își crească dobânzile la depozite peste 8%. Nu este o problemă, adică e un mediu concurențial. Sigur că da, statul are totdeauna această posibilitate de a face competiție sistemului bancar și suge banii de acolo și mai mult de atât, băncile sunt cele care cumpără titlurile acelea de stat. Că nu populația în primul rând, ci chiar băncile le cumpără.
Asta pune presiune pe bănci. Băncile în momentul acesta au de unde, că au avut profit în anul trecut, nu ca sistem, ca energia sau ca alte industrii care au avut profituri uriașe, dar au avut profit. Deci au de unde să micșoreze această marja lor de profit și să mărească dobânzile la depozite dacă vor să facă competiție statului. Pentru că în momentul ăsta, din câte văd eu la bănci, au niște am și 6 lei la tranzacție comision și n-am nicio dobândă pe sold din cont. Da. Ceea ce mi se pare... Eu am și 15 lei, că tocmai ce am făcut niște plăci și am și 15 lei. 15 lei la o tranzacție? Da, la o tranzacție. Da, la lei, da, sigur că da. Da, depinde de sumă, depinde de... Asta este, depinde. Cât... Pe cum? Și prin regis, n-are cum să... Asta zic. Da, are cum că... Da, nu spun numele băncii și nu contează, dar da, sunt comisioanele... Băncile s-au adaptat foarte bine, au mărit comisioanele, nu dau dobânzi. Da. Pare așa un pic de cartel în momentul ăsta la capitolul comisioane. Nu știu ce să spun. În mod normal poți să te muți de la o bancă la alta. Tradiția, ești obișnuit cu o anumită bancă să lucrezi și te muți mai greu. Au profitat și ele cât au putut de lucrurile acestea, dar mai rog. Ok. Dar vorbeați mai devreme puțin despre hiperinflație. Dacă statul dă asemenea dobânzi la titluri de stat, știm deja că inflația măsurată, indicele alea oficial de inflație este, nu pare chiar atât de mare, în realitate prețurile au crescut și cresc în continuu, prețurile la mâncare cresc de la o lună la alta, de la o săptămână la alta. Asta face ca inflația să rămână mare și în lunile următoare, în special pe componanta de alimente și servicii, pe măsură ce ne ducem spre vară o să fie și serviciile, deocamdată pe componenta de alimente și am vorbit, cred că am vorbit asta în emisiunile trecute, că era normal să fie așa din moment ce de la 1 ianuarie ai mărit pensiile și salariile cele foarte mici. Nu spun că a fost o decizie greșită, dar dacă dai pensii mai mari și salariile minime le crești, oamenii aceia, care sunt cei mai vulnerabili, cu cele mai mici venituri, își consumă toți banii pentru a mânca mai mult, nu pentru a-și pune, a-și face depozite sau a-și cumpăra acțiuni la bursă, când n-au, ei abia aveau ce mânca. Le-ai mărit un pic pensia sau salariul, s-au dus și au cumpărat mâncare. Traderii și producătorii de alimente sau cine ar fi ei, ce au făcut imediat? Au mărit prețurile, evident, adică este... Na. Deci, avem niște prețuri la mâncare de ne stăm minte în momentul ăsta, la niște venituri care, într-adevăr, sunt mici. Au mai crescut un pic, dar exact cum ați prognozat, măririle alea de salarii și de pensii, însă alea sunt la cele mici. La media pe economie sau creșterile sunt foarte mici și nu țin pasul. Cu toate acestea, prețurile continuă să crească și dumneavoastră spuneți că vor continua să crească, inclusiv pe servicii în vară. Cam pe unde vedeți dumneavoastră riscul de hiperinflație? Și haideți să definim înainte de orice hiperinflație despre care începem să auzim tot mai des. Bun, acum hiperinflație e considerată undeva peste... În general, era considerată peste 10, maxim 15%. Acum că suntem acolo, îi zicem că e peste 20-25%, că așa este. Știi? Când ești acolo, zici că e mai sus, de fapt. Când aveam, scădeau prețurile și era minus 1, minus 2, de la BNR ne convingeau că nu este deflație, ci este inflație negativă, care e egal deflație, adică tot așa acum ni se spune că da, e inflație, dar nu e hiperinflație. Sigur că hiperinflație se poate chema și când e 100%, 200%, dar doamne ferește, mai ajungem acolo, sau 50%. România a avut în anii 90. Păi la materia de construcție am avut hiperinflație de genul ăsta. 100, 200, 300% la anumite chestii. Da, deci să sperăm că nu ajungem chiar acolo. Putem să definim hiperinflația, să zicem la peste 20%. Nu vom mai ajunge acolo. Sigur că BNR trebuie să dea un semnal optimist, preluat imediat în forță și de guvern, că vom coborî sub 10% până la sfârșitul anului. Eu nu sunt chiar așa de încrezător. Și sigur că depinde foarte mult dacă continuă valul ăsta de cu ce se întâmplă cu băncile, cu piețele, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cu toate. Valul ăsta abia se ridică. Da, dacă valul ăsta se ridică repede, s-ar putea să avem niște probleme atât de mari încât să ajungem la inflație negativă și la recesiune imens de mare.
Deci e cel mai posibil și cel mai probabil. Deci mai este rău decât o creștere exagerată a prețurilor pentru că sunt prea mulți bani pentru câtă marfă e? Este, cel mai bine era, așa cum am și zis în emisiunea trecută, să avem o recesiune ușoară. Atât în Europa, probabil ar fi fost ceva mai mare, deci dacă Europa avea o recesiune de 1-2%, așa minus, liniștită, România ar fi avut minus 4, minus 5, minus 8 maxim ca recesiune. Și inflația s-ar fi înjumătățit rapid, într-un an maxim 2. Acum, cel mai urât scenariu este o recesiune brutală în America și Uniunea Europeană, care sigur că va veni și în România cu de două ori mai mult, de două ori mai puternică sau de trei ori mai puternică decât ar fi în Uniunea Europeană. Pentru că noi nu avem destulă producție, nu avem o economie care stă pe picioarele ei, pentru suntem remorcați la Uniune. Noi suntem volatili și depindem de Uniune. Dacă în Uniune este recesiune, nu mai avem cerere de produse la export de acolo și nu mai avem banii pentru ajutor, pentru că în momentele de criză ei își gestionează banii către țările mari și încep să fie mai puțin generoase în a da celor de la margine, cu PNRR-ul și cu toate astea. Deci, în situația asta și am demonstrat asta și în trecut, și în 2008, volatilitatea asta mult mai mare. Deci noi se vor uita mai cu atenție la documente și vor vedea absolut că nu suntem cu actele în regulă și noi v-am dat banii, dar voi nu puteți să-i luați. Da, dar nu puteți să-i luați și mai ales nu meritați să-i luați, că n-ați făcut nimic din ce ați promis că o să faceți. Pe bună dreptate. Pe bună dreptate, absolut. Bun. Am înțeles așadar care sunt riscurile, da. Am înțeles care este situația, sper că este mai clar pentru toată lumea ce situație suntem. Ajutați-mă doar să mai înțeleg ce înseamnă scenariul ăsta cu deflaționist care spuneți că este brutal. De ce este mai rău să se prăbușească prețurile în momentul ăsta? Pentru că ele se prăbușesc doar ca o măsură sau ca o urmare a unei scăderi a puterii de cumpărare a oamenilor foarte mare. Care vine, din șomaj, care este indus de o recesiune brutală. Deci dacă România ar mai avea sau intră într-o recesiune de minus 10% poate, sau cum am mai avut în anii 2009 încolo, minus 10, minus 12, minus 15%, nu știu, zic și eu, atunci sigur că da, duci și inflația repede de la 16% la 5%, 4%, pentru că, sau poate chiar mai jos, sau poate chiar către 1-2%, pur și simplu pentru că oamenii nu o să mai aibă bani să cumpere. Și oamenii însemnând masa oamenilor. Totdeauna sunt cei bogați care, ok, în loc să-și facă concediu pe Coasta de Azur, o să-l facă mai în Bali sau mai la... sau mai la Dubai, sau mai cine știe unde. Dar nu ziceți că și Dubai ce că bubui prețurile, mă. Da, probabil. Dar din cauza rușilor. Din cauza rușilor, da, exact. Ce, dar, vedeți, cerere mare. Da, oamenii care vor suferi, totdeauna suferă cel mai mult cei cu veniturile cele mai mici. Bun. Și acum, venim la întrebările voastre, venim la întrebările membrilor noștri pe care le-am adunat aici. O să las ultima parte a interviului de astăzi. Eu aș mai avea multe întrebări, dar cred că am acoperit ce era important pentru astăzi. E duminică seara, aș vrea să vă las să vă mai... Ne mai vedem și altă dată, sigur. Mai veniți? Bineînțeles că place, cu dragă inimă, ce mai plăcere. Bun. Monica Marinescu, care este foarte, foarte vorbăreață și apreciez chestia asta, că e foarte activă, e zice așa, și asta este o chestie care, sincer, mi-a luat vorba din gură. Salutare, sunt în faza de construcție a unei case, am terminat fundația și nu știu dacă se continue acum cu construcția sau să aștept, poate să ieftinez materialele și manopera, deflația de care ziceați. Se cumpăr materialele acum sau să aștept? La ce să ne așteptăm așadar în sectorul construcțiilor? Acum, sectorul construcțiilor este primul care pică atunci când este recesiune și ultimul care își revine. Ok. Deci, dacă ne așteptăm la recesiune, o să vadă foarte repede în construcții. Și oamenii, în primul rând, o să mai aibă bani și o să aștepte și o să scadă prețurile. Dar prețurile reale, adică nu cele pe care le pun firmele de imobiliare și care spun că nu s-a întâmplat nimic, că crește în continuare, că totul este bine. Nu, realitatea din teren.
Realitatea din teren, vă spun ce am observat eu, am făcut 800 de kilometri vineri, am fost la Cluj, apoi la Brașov, am văzut mai multe anunțuri ca altă dată în geamuri de vânzare, deci semn că nu s-au vândut încă, au ajuns să pun anunțuri în geam, și am primit mai multe răspunsuri la cerere de ofertă trimise în trecut către mai multe firme cu prețuri competitive. Mi-a spus dirigintele de șantier că prețurile sunt bune. Și mi-a venit șeful de echipă și mi-a făcut evaluarea și este pregătit să înceapă lucru. Se pare așadar că presiunea pe meseriaș scade. Da. Și ăsta este primul semn. Da, ăsta este semn de recesiune clar. Și așa trebuie privite semnele de recesiune. Nu când spune guvernul sau când spune nu știu ce președinte de senat sau de așa, sau președintele țării, cu atât mai puțin. Că vai că sunt probleme în economie și ne îndreptăm spre recesiune. Nu, trebuie privite la sectoare industriale, sectoare economice, când unele încep să se ducă în jos ca profitabilitate mai întâi și apoi ca cifre de afaceri, înseamnă că vine recesiunea. Ca profitabilitate, în ultimii 2-3 ani, profitabilitatea sectorului economic românesc în general este în jos. Excluzând, adică curățând efectul pandemiei. Aha. Da? Deci tot ce am câștigat în pandemie, deci, se șterge. Lucrul acesta înseamnă că la orizont ar fi o recesiune pentru România. Așa arată cifrele. Dacă vă mai ajut o informație, și una dintre agențiile mari imobiliare din București s-a închis săptămâna trecută. Ok. Deci ce să facă doamna sau domnișoara? Da. Acum, dacă s-a apucat să construiască, trebuie să construiască, dar probabil să mai caute niște oferte, adică să nu le ia acum pe cele mai mari, că probabil vor scădea prețurile. Dar acum, eu dau sfaturi, dar să sunt nu se supără. Sunt conștient că s-ar putea să nu fie așa, că asta este. Se pot întâmpla lucruri... Da, nu puteți garanta pentru lucrul ăsta. Nu pot garanta pentru lucrul ăsta. Am mai întâlnit pe cineva, spre exemplu, zilele trecute, am fost să-mi iau pașaportul și mi-a pus o întrebare un tânăr care m-a intersectat acolo, zice, am niște bani puși deoparte să-mi iau apartament acum și la fel i-am spus, dar ești sigur că vei fi tot aici în locul ăsta peste 5 ani, da. Numai bine ții banii pentru oportunități? Răspunsul e foarte simplu. Este primul apartament pe care ți l-ai cumpărat. Dacă da, și îmi mai pun atunci o întrebare, mai poți să stai cu părinții sau unde stătai sau te-ai căsătorit cumva sau aștepți un copil și așa. Și dacă și-ai spune da, nu mai pot că din diverse motive trebuie sau stăteam în chirie și e prea mult, răspunsul este da, cumpărați apartament acum. Dar să fii conștient că dacă acum un an sau doi, pentru că erau dobânzile foarte mici. Ai fi putut să-ți cumperi, probabil, la banii pe care ai un apartament, la salariul pe care ai, poate un apartament cu 3 camere, să spunem, nu vorbim de casă, vorbim de apartament simplu. Acum, probabil că o să poți să-ți mai cumperi doar un apartament cu 2 camere, tot de banii aceia, pentru că între timp au crescut dobânzile. Dacă ai nevoie de el, însă, cumpără-l. Dacă este a treia casă pe care vrei să o cumperi, că te-ai gândit tu să o închiriezi după aceea, mai bine mai stai. Bogdan Mușat întreabă ceva care atinge foarte mult în ce am vorbit noi, dar poate reușim să clarificăm. Zice așa, că pare că America se află deja în recesiune prin concedierile care au loc și înghețarea la angajări noi, pe când companiile din Europa, în special Germania, pare că o duc ciudat de bine și încă fac angajări. Se poate ca economiile europene să treacă așa de bine prin recesiune sau este pur și simplu un efect de lag, de întârziere, care va lovi Europa mai târziu? În general, efectul de întârziere între Statele Unite și Europa este de maxim 2-3 luni. Okay. Firmele care fac concedieri în America sunt cele în sectorul IT. Și nu numai, și Amazon a început. Amazon... E comerț, totuși. Da, dar tot sectorul IT. Ok. Adică face, este comerț, dar este comerț dus în sus tot de IT, într-o formă sau alta. Într-adevăr, Europa o duce puțin prea bine și Europa înseamnă Germania, pentru că Germania este motorul. Da. Dacă avem o problemă majoră la Deutsche Bank
și dacă se va contamina un pic tot sectorul financiar din Europa, dar din Germania în primul rând, adică se va simți puternic acolo, s-ar putea să vedem recesiune în următoarele una, două luni, anunțată și în Germania și în țările majore, adică și Italia și Franța și Spania și notați-vă celelalte. Așadar, suntem în 26 martie, domnul Cabat spune că până în iunie, până în mai iunie o să se declară oficial recesiunea. Da. Interesant, pentru că industria auto germană a anunțat profituri record, au vândut mașini cu super opțiuni pe ele în după pandemie, când era cererea atât de mare încât nu puteau livra. Nu aveau oamenii ce să-și bage banii. Exact, și au reușit să tragă foarte multă valoare acolo. Da. Să vedem în ce ori investesc, pentru că da, au competiție cu cei care fac mai ieftin acum, mai ales din China, dar și din Statele Unite. Ciprian Constantin întreabă, am auzit în ultimul timp vorbindu-se mult despre datoriile pe care le-au toate țările. Ce nu înțeleg însă este față de cine sunt aceste țări îndatorate sau ce reprezintă mai exact această datorie? Bună întrebare! Da, paradoxul e că țările sunt îndatorate în primul rând față de oamenii foarte bogați și în al doilea rând față de fondurile de pensii și fondurile de investiții, care adună printre altele și banii noștri ai tuturor. Deci cumva țările sunt îndatorate la noi, la oamenii care compunem acele țări. Este un paradox, dar el, ca și la o bancă, companiile iau credite de la o bancă, iar depozitele le facem noi fiecare, și pensionarii și așa. E cam același principiu. Pentru de că nu avem încredere nici în noi înșine, nici în alți oameni să ne țină banii până când o să avem nevoie de ei, să ne ducem la o instituție. Da, cam așa este. Dureros de adevărat. Da. Atunci, se leagă bine cu întrebarea lui Alex. Care sunt prognozele pentru dobânzi la credite? Cât timp vor mai sta așa sus? A trebuit să mai crească, în opinia mea. Adică eu le consider că sunt mult prea mici. Și uite că statul a ieșit cu dobânzi la titluri de stat mai, ceea ce înseamnă că băncile trebuie să competiționeze, să ducă sus. Problema e dacă au ce să facă cu banii aia. Exact, unde pui banii? Da. Atunci, întreabă David, e bine să facem un leasing la o mașină în perioada asta? Dacă se leagă aia cu dacă stai la părinți? Dacă chiar nu mai poate să stea cu mașina veche, adică dacă este atât de veche încât întreținerea costă prea mult și chiar merită, sau e un tip eco, bio și vrea să-și cumpere una electrică, da, din considerente morale poate face lucrul acesta. Altfel, să cumpere o mașină acum nu este nici de cum cel mai bun moment. Nici de cum. Nici de cum, mai ales că prețul s-ar putea să mai crească un pic iarăși. Cică. Iar prețul la electrice s-ar putea să scadă mult în perioada următoare. O să scadă următoare. Mult pentru că vin 100 de modele noi doar în China anul ăsta. Da. 100 de modele diferite. Bogdan Tudoran, care ar fi cea mai bună abordare în acest moment dacă la dispoziție o sumă de bani ipotetic, să zicem câteva zeci de mii de euro, probabil sunt banii lui, plătește anticipat un credit pentru că acum are dobândă mare și probabil va rămâne așa mult timp, încerci să investești în acțiuni sau obligațiuni, că vorbeam mai devreme, sau deschizi un business? Având în vedere că s-ar putea să ne îndreptăm spre recesiune, ideea de a deschide un business la început, fix acum, nu este cea mai bună acum, așa, din păcate. În mod normal, eu spuneam întotdeauna că nu e bine să-ți plătești creditele pe care le ai, ci e bine să ții banii aceia ca pe un buffer și să investești. Având în vedere însă, din păcate, că în ultima vreme pare că randamentele pe piața de capital sunt foarte mici și pe obligațiuni și pe tot sunt mici, cred că este acum, pe termen scurt, o soluție bună să replătești creditul cât mai repede și să fii foarte prudent să fii liber de contract. Să fii liber de contract. Deci în perioadele de recesiune și în perioadele volatile și de probleme economice, e bine să fii cât mai liber de contract, adică să nu ai nici datorii și dacă ai bani în plus, nu știu ce să faci cu ei. Răzvan întreabă, ce e de făcut concret în următoarea perioadă? Sfatul pentru oameni cu venituri medii și submedii, adică cu venituri mici. Ați mai spus puțin mai devreme, sunt primii loviți. Faptul că vine 100, 2, 5, 1000 de lei în plus în casă pe lună din creșterea unor venituri, banii nu se vor duce în investiții pentru că au alte urgențe, mâncarea s-a tot scumpit. Ce le putem spune?
Aici e cel mai greu răspuns. Că, exact. Știi, e ușor să, când ai bani peste medie și așa, e ușor să dai sfatul, că să faceți aia când trăiești, așa, pentru că sfatul e dureros. O să zic că, uite, nesimțitul ăsta îmi zice că se cheltuiesc mai puțin. Dar culmea este că acesta e răspunsul, adică să vadă care sunt cu adevărat cheltuielile esențiale. Să cheltuiesc mai puțin care... și poate să-și mai ia ceva pe lângă dacă are timp. Vreau să facem o emisiune separat despre discuția cu Cristian Nețiu, care a fost extraordinar de interesantă, cu variantele acelea ale lui, că să faci business-ul tău, să-l faci bine, după aceea să îți mai faci un business pe lângă și după aceea să predai altora despre business-ul, așa. Sunt niște idei interesante, doar că ele nu se aplică acestor oameni cu salarii medii și submedii. Știi? Adică se aplică oamenilor cu mulți bani. Adică antreprenoriatul nu e pentru oricine. Absolut. Deci oamenii cu venituri medii și submedii, din păcate, este, degeaba le spun eu că ar trebui să câștige mai mulți bani. Că n-au cum să-i facă, e o chestie pur și simplu teoretică. Dar, totuși, e dureros pentru mine să văd situații, vă spun concret. Am căutat un băiat acolo din sat să mă ajut cu el în grădină. Să mut niște pământ de colo-colo, să pun niște, să-mi iude o chestie, să... A venit, a zis că face, ne-am înțeles la bani, i-am dat exact cât, i-am dat un pic peste cât câștigă în momentul ăsta la locul lui de muncă, să vină după program. Și mi-a promis că vine mâine. Mâine a fost ieri. Da. Ce credeți, a venit? Deci înseamnă că nu e încă recesiune aici dacă n-a venit, nu? Da, și aici este problema cu neseriozitatea. Acum sunt, fiecare are experiențele lui cu zugrafi, cu așa, cu diversi muncitori, din toate categoriile. Asta îmi spun toți antreprenorii care au echipe. Se spune chestia asta cu, da, că sunt leneși și că de-aia n-au bani, nu e neapărat adevărat. Nu e adevărat. Sunt oameni care vor să facă și oameni care, într-adevăr, sunt și în situația asta, adică nici n-ar munci dacă le dai să muncească. Dar, în primul rând, ca să venim cu o soluție, din păcate, și e dureros că cer omului care are bani puțin să se uite tot la cheltuieli, dar din păcate acolo trebuie să se uite în primul rând. Câte vreme nu-și poate crește veniturile, trebuie să se uite la cheltuieli. Pentru că trăim într-o țară totuși de oameni, mulți dintre ei, cu bani și care am văzut un comentariu că ziceam noi nu știu cu ce de bani și el zicea că eu sunt din Cluj și eu dau 500 de euro numai chirie pentru apartament în Cluj. Da, dar poate că soluția este să nu mai stai în Cluj și să te duci în altă parte. Adică nu te obligă nimeni. Sunt oameni care pleacă din Cluj în perioada asta. Da. Și o să râdeți, dar unii din cei din Cluj vin spre București. Da, în momentul ăsta București e ceva mai ieftin decât Clujul, dar se poate munci și remote, adică șansa există totdeauna să așa faci este. Altfel. Deci încă o dată ce auziți aici sunt recomandări pentru cei care chiar sunt dispuși să facă ceva cu ele, sperăm că sunt foarte mulți, dar trebuie să și înțelegem o chestie, că vorba lui tata, unui om nu poți să-i faci decât rău cu forța. Da, bine cu forța e foarte greu, trebuie să-l accepte și din poate răspunsurile aici sunt mult mai personalizate, adică e greu într-o emisiune, într-un podcast să dăm noi niște soluții pentru o masă de oameni. Fiecare are situația lui particulară, adică trebuie să știm ce vârstă are omul ăla, dacă are familie, dacă are toate chestiile astea. Dăm pe exemplu și vedem care din ele lovesc în situația oamenilor. Sigur. Mai stați 10 minute, mai luăm câteva? Da. Eduard Pătru zice așa, să-mi cumpăr uneltele pentru deschiderea unei firme, să fac instalații electrice, rezidențiale și așa mai departe, automatizări, nu știu ce. Am vorbit deja, deschis unui business, suntem un pic reținuți în perioada asta. A doua, să investesc o parte din bani în bursă și de restul să mă folosesc pentru a continua studiile masterale și doctorale. Interesant. Și a treia, să aplic în diverse proiecte universitare pentru cercetare în străinătate și să rămân acolo, iar acei bani să-i folosesc pentru a mă întreține în țara respectivă o perioadă de timp până mă stabilesc în străinătate. Pentru că, din nou, auzim ca la ultima criză, mulți români gândindu-se să își ia mersul către vest, că acolo o să treacă recesiunea mai ușor. Ce aș scoate clar, aș scoate studii masterale și doctorale în România. N-are sens, e o pierdere de bani și de timp și de resurse.
dacă tot vrea să facă ceva și să meargă pe, pe partea asta, să ducă să facă în străinătate, sincer, dacă tot o faci. Cealaltă, cum să cumpere unelte și să facă un mic business, dacă este un spirit foarte antreprenorial și dacă are un model de afaceri, un business plan bun, n-am zis niciodată că nu pot fi de succes. Nu pot să deschizi acum o firmă mare, dar dacă știu, ai o nișă foarte clară de oameni, cunoști 100 de buhnici care își fac casă și ai prins acum că au nevoie să-și pună așa pentru casa lor nouă sau alții, sigur că da, poți să încerci chestia asta. Dar ce, din cele trei, ce poți scoate clar e studii în România. Pierzi banii și timpul. Mai ales că în momentul ăsta know-how, knowledge-ul sunt suficient de disponibile și accesibile pentru oricine, mai ales cu inteligența artificială, despre care iarăși cred că putem lăsa un episod separat, da, pentru că apar inovații în permanență. Cosmin Dodan, se întoarce întrebarea asta. V-a auzit spunând la un moment dat că Bitcoin-ul nu este ok din punctul nostru de vedere și de ce avem nevoie de o entitate care să controleze masa monetară a lumii, chiar și în astfel de perioadă în care vedem că băncile dau rasol pe banii noștri. Păi tocmai pentru că entitățile acestea, dacă sunt bine conduse și corect conduse, sunt cele care pot să spună la un moment dat stop joc. Deci asta este rolul lor, este să vină cu niște criterii morale de a face business. Faptul că nu s-a făcut între timp nu este o scuză să zici, atunci mai bine să nu avem deloc. E simplist să spunem că trebuie să înlocuim cu totul ceva. Nu, deci nu trebuie să înlocuim cu totul, trebuie cu pași mărunți să facem lucrurile mai corect. Și încă o dată, oricui spune că nu se poate așa ceva, o să dau totdeauna exemplul Americii cu perioada ei de haiducie, în care la un moment dat li s-a spus marilor magnați care au făcut o grămadă de bani, stop joc, de acum încolo întoarceți banii ăștia în economia americană, și ei au făcut chestia asta. Ok. Adrian Troi, o întrebare. Fiind punându-se în subsidiare, adică asta nu e public așa, dar spunându-se că dacă nu faceți asta, vă întrebăm cum ați făcut primul milion. Ai întrebarea cea mai grea. Da. Adrian Troi, întrebare foarte bună. Dacă mâine ar fi funcțional sistemul BRICS, adică țările în curs de dezvoltare care vor să treacă la tranzacții pe yuan, și dacă prețul petrolului ar fi raportat la yuan, care ar fi impactul imediat în perioada de primele 6-12 luni? Bună întrebarea asta, pentru că se discută din ce în ce mai des despre lucrul ăsta. China a mediat deja între saudiți și Iran, îi vedem pe scena globală parteneri cu o grămadă de țări. Ar fi o schimbare geopolitică foarte dură, în care ar căpăta mult mai mare importanță China, în primul rând, a deveni noul lider în locul Statelor Unite, dar BRICS este și Rusia, unul dintre brâri, al doilea e Rusia. India, care este foarte tranzacțională, și China e o țară foarte tranzacțională, deci dacă îi dai bani nu are principii morale, și China, nu China așa, ci, dar și oamenii foarte mult acolo sunt tranzacționali, dar sigur, vorbim de conducere aici. Rusia este Rusia pe care o știm. În India, de asemenea, nu sunt nu știu ce principii morale acolo, este și o diferență foarte mare între bogați și săraci, deci este o societate foarte... Iar Brazilia tot așa e foarte afectată de corupție, adică să dai puterea în acest moment țărilor arabe, Chinei, Indiei, Rusiei și Braziliei și Africii de Sus, să spunem că dacă mai sunt băgați și ei uneori acolo la S-ul acela, nu este momentul acum. Dar cu siguranță știm cu toții că democrația nu a avut niciodată o perioadă bună, ba dimpotrivă, în ultimii ani, democrația este într-un ușor declin. Avem o ascensiune a autocrației, a dictaturii peste tot pe planeta asta. Dar fix către război, deci o înlocuire a Statelor Unite și a Uniunii Europene acum cu țările BRICS, fix către război. Pentru că în momentul acela Rusia, pot să zic că cine mă mai oprește, China o să își ia partea de Asia și așa mai departe. Nu vrem să ne gândim.
Da, cred că ce mai poate încetini este când o să se lupte între ei, că și China cu India au niște meciuri acolo pe graniță. Da. Imaginați-vă un război mic între ăștia doi. Nu vrem să se ajungă la situația asta. Normal, India e foarte dependentă de arme rusești și poate americane. Deci nu știu cum s-ar lupta între ei. E complicat. Nu, okay. E un subiect prea complicat. Nu că nu mi-ar place să pară aici geostrateg și așa, dar e un subiect mult prea complicat totuși. E o pălărie mare. Din păcate, însă e prea complicat pentru oricine și găsesc foarte greu parteneri de conversație în legătură cu Est. Am vorbit, spre exemplu, cu Armand Goșu, cu istoricul Armand Goșu, o discuție extrem de urmărită. A bătut succesul interviului cu Florin Călinescu, în care am vorbit despre de ce face Rusia ceea ce face. Dar despre China nu găsesc interlocutor, nu știu că vă dați seama. Da. Noi suntem, părem de pe altă planetă, în condițiile în care China și cu India împreună, 3 miliarde? Da, acum, sigur, pot să vorbesc din ce am citit și am citit mult. Dar cineva care să aibă o experiență live acolo și chiar să fiu așa, este greu de găsit. Iată. Da. Doru Munteanu ne spune că toate declarațiile de avere publicate pe site-ul ASF au rubrica cu salariul ștearsă. Da. A verificat zilele trecute, declarațiile șefilor ASF sunt lipsă, nici măcar nu apar, nu au declarații rămite cu salariile șterse. Nu știu, eu am mai văzut și salariile sunt cunoscute, sunt undeva la peste 10.000 de euro pe lună și dacă asta deranjează pe cineva, nu știu. Ok. Da. Hai să mai caut întrebări. Afirmații, aș vrea întrebări. Uite, cineva spune că România a mai trecut prin hiperinflație cu Isărescu, pentru că Isărescu are experiență în domeniul inflației, România este pe mâini bune. Păream așa că ne uităm la Muguri Isărescu ca la salvatorul nostru în condiții de genul ăsta. Un om nu poate face chiar așa de mult, nici măcar o echipă pot face multe prin experiența pe care o au și modul în care relaționează cu băncile comerciale, dar nu este un mesia sau nu ai posibilitatea ca un singur om să-ți salveze un sistem bancar dacă e o vreo problemă. Iată. Petre Blaga ne întreabă ce părere avem despre țările nordice. La modul general, au speranță de viață bună, sunt destul de stabile. Țările nordice sunt modelul meu, adică eu în The Pyramid of Happiness sugerez modelul nordic. Sigur că au apărut multe discuții, am văzut că finlandezii, deși sunt țara considerată cea mai fericită, au arată de sinucidere, tinerii, droguri și alea. Nu, este greșit definit acolo fericirea, concept de happiness. Deci acolo sunt niște greșeli și mi-ar place să facem o emisiune numai pe chestia asta, dar poate când îmi lasă scartea, ca să-mi facem și reclamă. Abia aștept. Abia să o citesc. Ea e terminată acum și okay. Da, trebuie să mai... Cred că avem nevoie mai mult ca niciodată de ea, mai ales că această epidemie a stupefiantelor, a drogurilor din vest, vine ușor și către noi. Da, dar ca să ne întoarcem la întrebare, țările noastre sunt un model excelent, sunt un model că se poate și că în măsura în care oamenii au încredere în guvernele lor și guvernele lor fac lucrurile care trebuie cu onestitate, nu spun eliminând corupția, nu există să o elimini. Da. Și nu există să nu ai probleme în toți, fiecare țară are problemele ei, dar dacă guvernele fac lucrurile cu onestitate, oamenii aceia se pot simți protejați, dacă nu neapărat fericiți. Fericirea e o chestie individuală. Poți să fii nefericit oriunde, indiferent câți bani ai în buzunar sau că oamenii de lângă tine sunt toți fericiți, tu poți să fii nefericit din diverse motive și invers. Dar modelul țărilor nordice este unul foarte bun. Eu cred că spre acel model ar trebui să se îndrepte omenirea. Mm-hmm. Sigur, cu problemele pe care le are, din păcate, sunt țări nordice și atunci iarna este întuneric multă vreme și atunci oamenii sunt mai triști și e unul dintre motivele pentru care și natalitatea e destul de mică și atunci a trebuit să aducă imigranți din țările arabe și astea nu s-au integrat cultural. Adică sunt multe probleme. Că sunt plasate într-o zonă nefericită. Lăsați-le pentru discuția despre carte. Dar sunt ok. Deci îmi place modelul nordic. Vlad Mihăiescu. Cum vă așteptați să performeze leul față de euro cu toate problemele pe care le avem în față?
Dacă nu, cumva reușim să trecem la euro, deși pare puțin probabil la câtă inflație avem acum. Asta e o mare problemă, faptul că nu ne-am pus ca și prioritate de țară să ajungem, să trecem la euro. La un moment dat erau discuții, n-a mai existat voință politică la un moment dat. Asta e, voința pentru politică. Pentru că e mai ușor Banca Națională să... nu poate să facă totul. Și așa a fost considerat. Dar de ce ar fi fost bine? Pentru că în astfel de perioade poți să printezi bani, nu? Nefiind în zona euro, facem câți lei avem nevoie. Nu facem. Facem lei câți putem pe baza rezervelor în euro pe care le avem. Nu suntem atât de liberi nici pe departe și ar fi fost mult mai bine să intrăm în zona euro. N-a fost voință politică, nici cei de la BNR n-au tras, pentru că e mai plăcut să fii șef, să ai politica monetară și să ai și tu niște frâi așa de care să tragi. Poate că a fost bine când am trecut la euro, dar ar trebui să fie facă parte din planul nostru de țară. Cum să trecem cursul? Euro. Cum vedeți cursul? Cursul, probabil că Banca Națională va face tot ce poate să țină sub 5. Dar dacă cumva vine o recesiune, s-ar putea să avem o depreciere care să adune tot ce a ținut BNR-ul în ultimii 3, 4, 5 ani de când tot stă acolo, 4, 9, s-ar putea să ducă dintr-o dată și să recupereze tot acel... că ar fi trebuit să fie 5, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 7. S-ar putea să ducă bum așa deodată. Dar să sperăm că nu ajungem în acea situație. Deci niște speculanți care s-ar putea să ne prindă puțin pe picior greșit, ar putea să... Dacă vine, asta dacă vine o situație precum 2008-2009. Ceea ce știm că are un procent de probabilitate demn de luat în seamă. Din păcate e în creștere, da. Și, da, avem să mai dormim și noi noaptea, așa că ne prefacem că nu e așa. Asta e problema. Da. Dar știm cu toții ce a pățit struțul. Da. Deci ne-ar fi mai bine tuturor nu mai dacă... Nu la coadă. Da. Și nici la gât. Da, venea trenul și ultimul lucru care a trecut prin minte a fost fundul. Da. Deci n-ar fi rău să mai crească un pic cursul ca să mai dăm un pic cu drumul la tensiune. Da. Înțeleg. Deci afirmații destul de directe, așa sunteți, la fel de frust de direct ca întotdeauna. Puțină lume vorbește atât de deschis despre problemele noastre economice. Economia este așa, degeaba o dăm pe limbaj politic. Economia este foarte directă. Sunt niște, le-aș spune, nu chiar legi, dar sunt niște echilibre acolo care nu țin cont de ce vrea un partid sau ce vrea alt partid, ci cum tragi de un lucru sau de altul. Și fiecare lucru pe care îl fac politicienii are un cost pe care îl plătește de altcineva. Asta, da. Asta e partea frumoasă de a intra în politică. Asta. Cu atitudinea asta, Macron, în momentul ăsta este considerat dictator în Franța, doar pentru că le-a spus peșleau francezilor, bă, nu vă mai putem lăsa la pensia la 62. Dar știi care e chestia? Că culmea e că, dintr-un punct de vedere, are dreptate, adică nu o poate lăsa pentru că calculele arată că nu merge. Pe de altă parte, soluția există, dar nu o poate propune el. Este ca cei care au enorm de mulți bani. 42 de miliardari. Exact. Să nu doar aia 42. Deci și aia care au 500 de milioane, tot acolo sunt și sunt mulți, încep să fie mulți, ăia să finanțeze partea cealaltă. Ok. La o speranță de viață care se duce spre 80, nu știu. Nu știu cât ar ține chestia asta cu miliardarii care să fie solidari. Petrișor Sorinel Caracuda. O întrebare, dacă se poate, unde mai este safe să investesc banii lunar în momentul acesta? Are o brumă de bani. Unde îi pune? Da. Pe bursa de la Londra, Paris sau București? Da. Pe care bursă mă duc? Păi, în mod normal... N-am mai zis de aia de la New York. În mod normal... A trebuit să-i împartă o treime la Londra, o treime la București, o treime la, unde am mai zis, Paris sau whatever. Paris în momentul ăsta e peste Londra, apropo. Da, dar așa ar trebui împărțiți banii. Da, dacă sunt o plumă, o lună pune în București, o lună pune la Londra, o lună pune rău. La se pune Paris, pe index? Dar în mod normal ar trebui să pună și pe Germania și pe China, și adică să diversifice cât mai tare portofoliul. Sigur că dacă vine o criză așa, le rade pe toate. Dar asta este. Adică dacă am înțeles. În speranța în care criza nu vine chiar peste tot, e bine să fie diversificat. Pentru că Londra, Paris și București sunt toate
în, mă rog, Uniunea Europeană. Da. Londra nu mai e, dar tot... De Tom are o întrebare, ne apropiem de final, da, vă promit. Da, este un pic mai profundă decât pare. Cum vor reacționa piețele financiare în cazul anunțării recesiunii? Tocmai ce v-am spus, că sunt foarte mulți bani în fondurile astea care investesc pe bursă. Ce se întâmplă în momentul în care se anunță recesiunea pe burse? Acei bani sunt captivi. Nu ai ce să faci cu ei. Chiar nu ai ce să faci cu ei. Și aici e și marea capcană, că dacă toți ne punem banii în fondurile de investiții, ele nu mai pot să asigure randamente bune, pentru că n-au în ce să investească. Să parieze una împotriva celelalte, să joace ping-pong cu banii noștri. Absolut. Și nu au cum să iasă de asemenea, să iasă și să stea pe lichidități. Că mai pot să mai cumpere unele aur, unele, dar nu aceasta este soluția. Uh-huh. Deci, în momentul în care s-ar ajunge la o asemenea situație, pur și simplu cad toate și fie tuturor, să zicem, ni se vor înjumătății banii, să spun așa. Itadiriru are o întrebare, încerc eu să o văd dacă o înțeleg bine. Ridicarea, cred că zice, dobânzilor de politică monetară a băncilor centrale cu încărcarea băncilor comerciale și de afaceri cu lichiditate poate provoca o criză a NPL. Ce? Creditele neperformante, non-performing loans. Este adevărat, cu cât crește dobânzile, cu atât companiile care iau credit și persoanele fizice care iau credite găsesc mai, pot mai greu să le plătească. Deci crește NPL-ul și ușor, ușor te duce și în recesiune. De aceea a fost filozofia asta că ținem dobânzile foarte jos. Ca să nu vină recesiune. Da, numai că filozofia asta e perdantă pe termen lung, că nu duce decât la bogații care devin și mai bogați, că își pun banii acolo știind că este această politică a dobânzilor mici, iar săracii participă puțin, adică nu se îmbogățesc cine știe ce. Deci, în momentul acesta, trebuie crescute dobânzile, indiferent ce ar însemna. Și ce va însemna, înseamnă o recesiune, pentru că prin asta poți să ieși ca să scazi inflația. Ultima întrebare, vă promit, de la Matei. Într-o discuție despre optimizarea modelului unei afaceri cu domnul Cabat, ce tip de informații și sinteze de date ar trebui pregătite în prealabil? Omul e foarte aplicat. E foarte simplu, adică e foarte, ca să nu le spun acum și să pară că mai fac și reclamă, pur și simplu să intre pe site-ul meu, pe Cabat Consulting, și acolo scrie sau să-mi trimită un e-mail, pentru că am deja documentele respective pregătite, deci nu e o problemă. V-am ridicat-o la fileu ca să le spunem oamenilor ce vă ocupați, ca să vină cu banii la noastră și așa cum o să fac acum o plasare și pentru magazinul meu, pentru magazinul nostru, trebuie să vă rog să intrați pe gb.ro și în ciuda inflației, ținem prețurile cât putem de sub control, cumpărați-vă doar ce vă trebuie, dar avem destule chestii bune testate de noi, nu vă vindem chinezării, vă vindem chestii care chiar credem noi că sunt bune, le-am testat aici și de-aia vi le recomandăm. Intră pe gb.ro și cumpără ce trebuie dacă îți trebuie. Și cu asta am ajuns la final. Vreau înainte de orice, înainte să ne luăm la revedere, să le mulțumesc încă o dată membrilor noștri cotizanți, plătitori care ne susțin, mai ales în această perioadă, și vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Dragoș Capat, care încă o dată ne-a adus o bogăție de informație care cred eu că merită să ajungă la cât mai mulți oameni. Așa că dați cu like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine. Seară faină!